Salutare prieteni, o ediție mai obișnuită, fără ediții speciale, fără asta, ci să discutăm noi despre voi, nu? Să încercăm împreună să vă oferim vouă celor care ne urmăriți ocazie de ocazie la Lumea în Obiectiv, să vorbiți, să discutăm ce ați mai făcut, care este drumul vieții și dacă v-ați infectat de coronavirus. Astea sunt cele trei întrebări pentru această seară și mi-ar plăcea să intrăm în direct, să discutăm aici pe Facebook și să povestim puțin cu o parte dintre voi ce v-a adus nou această perioadă prin care noi am trecut în ultimele luni, aproape 4-5 luni în curând, și aș vrea să aflăm povestea voastră. Dacă doriți să intrați, vă aștept cu drag să discutăm chiar aici în direct, pentru că se poate intra în direct. Mi-ar plăcea să aflăm poveștile voastre, celor care ne urmăriți ocazie de ocazie și sunteți cu ochii pe noi în tot ceea ce facem. De aceea, prieteni, haideți să dăm drumul la această emisiune și să vedem cum a fost perioada de stat acasă, cum a fost perioada voastră de după stat acasă, cum v-ați readaptat la situațiile de acum. Multe altele așteptăm de la voi. Haideți să vedem cine se încumetă. Mi-ar plăcea. Asta nu mai, eu nu sunt matrimoniale, există o grămadă de site-uri matrimoniale, domnule dragă, și tu vrei, e bine că vrei, este o dorință, roagă-te la Dumnezeu și intră pe acele site-uri, intră în relație cu oamenii, colaborează, discută, așa se găsesc acestea. E ca și la magazin, vii la mine și zici, parcă aș avea eu astfel de lucruri, da? Te rog să cauți pe matrimoniale, sunt o grămadă de site-uri de matrimoniale și pe internet, dar și pe Facebook, suficient cât să îți găsești o jumătatea. Și înainte de toate, fă și rugăciunea către Dumnezeu să-ți dea persoana potrivită. Bun, hai să vedem cine se mai încumetă să ne mai spune câte ceva. Da, așteptăm să intrați, degeaba doar să salutăm, cred că ar trebui să și intrăm să discutăm. Da, aștept ca să discutăm puțin, cum vedeți voi perioada asta, câți ați rămas cu, eu știu, depresie, anxietate, frică vis-a-vis de coronavirus sau de starea de singurătate, starea de boală. Că fiecare are o boală sau una sau alta, se chinuie cumva și ar vrea într-un fel sau altul să scape de această stare. Haideți să ne mai gândim și ce ați mai făcut. Dacă v-ați gătit alt job de muncă, da, loc de muncă sau job în care să lucrați voi ceva nou, o pasiune nouă, v-ați redescoperit, v-ați retransformat, v-ați înscris la niște cursuri, eu știu, meseria voastră mai e de viitor. Și cum vedeți toată treaba asta? Că, cum se aude, iar s-ar putea să intrăm la starea de urgență în august, septembrie, nu se știe când, dar așa se aude. Și mi-ar plăcea să discutăm puțin cum vedeți voi, ce vedeți, cum trăiți momentele astea, cum vă este în familie. Singur n-aș putea să vorbesc, doar eu, ca robotul, de aceea vă invit să discutăm. Pentru că doar așa putem ajuta pe cei de lângă noi, vorbind, discutând, analizând împreună multe situații, altfel nu-i vă sensul ca să vorbesc singur. Sincer, aș închid butonul. Dacă în câteva minute nu intră cineva, voi închide butonul și se șterge această înregistrare și la revedere.
că doar nu să vorbesc singur ca și roboțelul Memo și să nu înțelegem nimic. Pentru că prea multe speculații despre boli, despre coronă, despre predicare, să crezi, să nu crezi, cum să crezi, cum. Cred că destule ne-am auzit, destule ne-a intrat și pe urechea dreaptă și pe stânga, în așa fel încât să ne irităm și să ne săturăm de fiecare cu părerile lui cât mai inteligente posibil și, în definitiv, nimic concret. De aceea, dacă vreți să discutăm, șade mai și dacă nu, închidem butonul, vă zicem la revedere și ne întâlnim data viitoare, pentru că nu are rost să vorbesc de unul singur. Nu e fair play pentru voi și asta demonstrează încă o dată cât de curajoși sunteți, cât de urmăritori. Mie nu-mi plac doar consumatorii, îmi plac și oamenii care își produc ceva. Că dacă nu produci ceva pentru cei de lângă tine, degeaba te uiți. Adică să ai satisfacția, uite, am participat și eu la lucrul ăla. Poate că lucrul ăsta v-ar face mai fericiți decât să mă urmăriți doar ca niște spectatori. Ba, mă urmăriți în momentul când am un invitat. Când nu am și vă invit aici la discuții, preferabil ar fi să și apelați la butonul de intrare sau să scriți măcar mesaje, dar dacă nu faceți niciuna nici alta, n-aș vrea să vorbesc de unul singur că nu și are rost. Dar, pe de altă parte, uitați-vă și voi că asta înseamnă că vi-e teamă doar să vorbiți în public și lucrul ăsta nu este benefic. Fiți cu opiniile curate, sincere, directe, fără a ataca pe cineva, dar spuneți-o așa cum e. Și cred că povestea fiecăruia e una specială și merită să aflu din poveștile voastre din ultima perioadă. Dacă s-a schimbat ceva, dacă s-a adus ceva nou și mi-ar plăcea să aflu de la voi ce ați petrecut voi în perioada asta sau dacă v-a schimbat percepția despre viață, despre credință, despre Dumnezeu, despre alimentație, poate despre orice se întâmplă în lumea asta. Ce ați face voi? Ce ați mai făcut voi? Cum v-a adus schimbări majore? Păi, ia să vedem ce spui aici. Daniel Antoche, Nicolae Marius Daniel, nu ai pe Monica? Wow! Nu ai pe Monica, foarte interesantă specificația, foarte drăguță treaba asta. Poate omul vrea mai mult, dar noi nu știm. Sau nu e mulțumit de partenerul potrivit. Eu știu ce-o fi dacă își dorește ceva. Doar el poate să-ți explice, Daniela. Eu nu pot să explic lucrul ăsta. Numai la el se poate, doar el poate să ne explice ce e acolo, ce își dorește, ce nu își dorește. Hai să intrăm totuși cu cineva. Cine dorește, cine poftește. Hai să mai aflăm cum. Sau dacă ați avut coronavirus și ați trecut pe acolo, mai rămâneți la același loc de muncă, mai doriți să lucrați în locul ăla, mai doriți să faceți o altă schimbare, mai doriți să lucrați direct cu oamenii, nu știu, ce v-ați gândit să faceți în urma acestei experiențe? Pentru că mă gândesc că fiecare își schimbă percepția despre viață și clar că o știm cu toții, ia să vedem ce ne spune, o știm cu toții că pe Lorelai, cântăreața fără mâini și picioare, a câștigat în 2017 România Au Talent. Această minunată domnișoară. Ce a făcut această domnișoară? Ia să vedem. Așa, super talentată, un om curajos, cu personalitate. Noi românii nu prețuim competența, înțelepciunea și personalitatea. Este o tragedie, deoarece Lorelai merită să devină ambasadorul muzical al acestei,
al oamenilor cu orice fel de handicap din România. Doamne, ce popor suntem noi! Dacă suntem precum Lorelai, nu au pe YouTube nici măcar 3.000 de abonați. Lorelai, felul cum te apreciem noi românii este cartea de vizită, oglinda culturală a României. No, ia uzi. Hei, acum știi cum e. Lucrurile care sunt de valoare nu prea sunt prețuite în România și ce să facem? Acum nu putem să acuzăm pe nimeni, nu putem judeca pe nimeni. Fiecare are talentul lui, are pasiunea lui, are direcția lui de viață. Acum fiecare face ce își dorește, ce îi place. Acum nu poți să acuzi că suntem un popor cum suntem. Acum noi demonstrăm asta prin ce se întâmplă acum. Irresponsabilitate la forța maximă, pentru că oamenii au ajuns cu toate că văd atâtea cazuri, aia nu e adevărat, nu-i, până nu ți se întâmplă, mă gândesc că vei gândi așa despre acest virus. Și măi, e destul de periculos. Acum oamenii trebuie să aibă totuși grijă de lucrul ăsta, pentru că, uite, cifrele cresc de la zi la zi, recordurile peste recorduri. Și mulți au venit de la mare și ați văzut că de la mare s-au infectat cei mai mulți venind de acasă și făcând aceste focare. Mă mir că oamenii nu cred și cred că ar trebui să viziteze niște spitale și niște secții de ATI. Poate că așa se vor convinge că tot cred că e într-o conspirație, într-o idee asta ciudată. Nu știu. Cifrele astea nu sunt încurajatoare, mai ales că nu se respectă distanța socială sau fizică nicăieri și e o problemă asta și văd că oamenii totuși trăiesc o viață normală. Masca o punem pe jumătate sau mai deloc, în spațiile închise, ce să zicem, în aglomerații de asemenea nu există și ce să mai zicem? Ne întrebăm de ce cifrele cresc alarmant. COVID, un fapt destul de interesant. Ca și de ce am stat cu soția mea în aceeași cameră în timp de 2 săptămâni și ceva, ea fiind găsită pozitiv cu COVID, eu am ieșit de 3 ori negativ. Super tare și nu ești primul care a mai auzit lucrul ăsta, deci nu aș vrea să intru pe live, dar dacă găsești pe cineva să intre pe live, voi putea să îi mai intervin dacă e ok. Bun, păi să vedem dacă are cineva curajul, că văd că se ascund oamenii. Le frică să spună că au avut COVID sau le frică că și-au schimbat datorită COVID-ului viața, s-a schimbat ceva anume, nu știu. Chiar mi-ar plăcea să vorbesc cu cineva, să aflu mărturii. De asta este emisiunea pe care vă ofer vouă. Eu nu aș putea să vorbesc unul singur și sincer, mi-ar plăcea să aflu o poveste care chiar e reală și ar dori să o povestească așa cu lux de amănunte și să spună și cum a fost de la primul simptom până la ultimul simptom, cum s-ar zice, și să ne spună toate trăirile astea pe care le-a avut și ce a determinat-o, dacă a determinat-o să-și schimbe locul de muncă, meseria, ce a adus nou în viața ei după această experiență. Ar fi interesant să aflu de la voi. Sau dacă cunoașteți, ce fel i s-a schimbat viața acelei persoane, dacă a adus ceva nou în viața ei față dinainte de coronavirus și după, dacă există o afecțiune în plus sau nu, dacă ceva nou s-a transformat în ea, adică dacă este mai sensibilă din punct de vedere sanitar. Știu, adică sunt o grămadă de întrebări pe care le-aș putea adresa și le-am putea adresa și noi cei care urmărim această emisiune. Da, dar aștept curajosul sau curajoasa, pentru că dacă nu vom intra și vom vorbi noi,
Degeaba așteptați de la mine povești, când de la mine nu o să eu aștept de la voi și voi de la mine. Ce să așteptați? Dacă niciunul dintre voi nu acționează, n-aveți ce să așteptați de la mine, sincer. Pentru că pe voi v-am provocat, v-am creat așa o surpriză de a vă provoca în această seară, de a vorbi despre aceste trei lucruri. Ce ați mai făcut, cum vii drumul vieții și dacă ați avut coronavirus și ce ați făcut înainte și după acest lucru. Cum s-a schimbat viața voastră, cam astea sunt temele serii. Dacă doriți să povestim puțin și să intrăm. Altfel, nu îi văd rostul să vorbesc eu unul singur, am mai spus-o, și nu mi-ar plăcea să vorbesc singur, ci mi-ar plăcea să am interlocutor să vorbesc cu el. Păcat că nu am interlocutori și doar oameni care să le trimită câte un mesaj, mi-ar plăcea să vorbesc cu cineva, recunosc, și să aflu ceva interesant. Hai să vedem, poate că se găsește un curajos până la urmă. Un curajos, o curajoasă? Că de, poate că aflăm noi ceva în seara asta. Mi-ar plăcea să aflu, recunosc. Ar fi o emisiune așa mai surpriză, știți? Și no. Referitor la COVID, teoriile conspirației ne îmbolnăvesc psihic. Devenim paranoie, avem coșmaruri, avem atacuri de panică, dezvoltăm hipocondrie, Dumnezeu să ne ferească pe toți de efecte negative de ale teoriilor conspirației și orice fel de lucru. Nu este nicio conspirație. Noi credeam, nici eu până acum trec pe acolo. Da, nu credeai până așa. Treaba este că acest virus se manifestă destul de diferit de la o persoană la persoană. Cei convorbitați pot fi afectați, convorbitați așa mult. Stai așa că iau. Așa, mult. Ca și simptome sunt de dureri de cap, amețeli, dureri de gât, dureri musculare, dureri în piept, dureri, stări de greață, febră. Doar că aceste simptome se manifestă random de la persoană, diferit de la o persoană la alta și nu toate odată. Este foarte interesant faptul că febra, temperatura ridicată, nu este un indiciu. Mulți din cei infectați au temperatură corporală normală. Da, corect. Da, uite, vezi asta, deci cu temperatura este o... Mai ales că sunt aparatele alea, știți voi, electronice, jucărie. Efectiv jucărie, pe cuvânt de nu. Dacă îl pui la un minut sau la câteva secunde, îți dă altă temperatură. Nu știu cât de relevante sunt. Au dispărut acele cu mercur, care erau cele mai sigure. Acum au adus chinezeriile astea, ca să nu le spun altfel, care nu sunt foarte bune. Nu au de-a face, sincer. Chinezeriile alea, deci eu vă spun din propria experiență. V-am tot dus și am încercat asta de două ori. Și să vedeți că de la o persoană la alta, cine a luat temperatura, dădea total diferit, de la 34,6 la 35,1 sau invers, da? Adică m-am amuzat pe chinezăriile, nu știu cât de sigure sunt cu temperatura. Deci ele sunt așa ele sunt bune, poate ele mai scumpe, dar astea mai ieftine, nu sunt îndoielnic de ele. Apoi, ca să glumim, îți dă temperatura 31-32. Mă întreb, la temperatura aia chiar mai ești bine? Mai ești printre noi sau nu? Adică, nu știu, adică chiar trebuie să ne gândim cu aparatele astea de temperatură electronice. Deci cel mai sigur era cel cu mercur, dacă îl mai aveți pe acasă. Eu zic să-l luați cu voi în geantă, dacă făcând o glumă, dacă îl mai aveți, în caz că vă mai ia temperatura și este ciudat, este peste 37, zic că
Îi zice să ia să ia o leacă să verificăm noi o leacă cu termometru de cu mercur, să vedem dacă chiar real sau nu, pentru că de multe ori dă eroare ăla, mai ales dacă n-are și baterii să sunt păduse, să vedeți voi ce erori fantastice dau. Da. E, deci, în definitivă, acolo e cu duș întors cu termometrele. Pentru cei care ați intrat mai târziu, discutăm despre dacă ați avut coronavirus și cum ați trecut peste ea, care au fost simptomele, dacă cunoașteți pe cineva din familie, cum este situația. Apoi vorbim dacă s-a schimbat drumul vieții voastre în perioada asta de stare de urgență și stare de alertă, dacă v-a schimbat locul de muncă, v-a schimbat viața, chiar și după coronavirus, dacă mai lucrați în același loc sau ce mai faceți voi, ce activități noi ați descoperit, ce lucruri noi ați mai făcut în viața voastră în această perioadă. Da, asta e tema pe seara asta. Na, sper că într-un final să găsesc pe cineva să vorbească. Dacă nu, ne vom opri aici și lăsăm pe altă ocazie, când poate sunteți mai vorbăreți, prieteni, și puteți să și intrați ca să vorbim. Pentru că săptămâna viitoare cu siguranță veți urmări, pentru că am pregătit iarăși niște emisiuni și voi încerca să mai aduc invitații aici de marcă. Țineți aproape și sperăm să aducem povești și mai interesante. Nu uitați să vă uitați pe YouTube dacă toți sunteți live. Mircea Cosel Bratosin, Lumea în Obiectiv, găsiți acolo, dați abonare la subscribe acolo, da, abonează-te și la clopoțel toate, să primiți toate notificările cu toate emisiunile, cu toate poveștile de viață, cu tot ce se întâmplă, să fiți primii care primiți informația, să fiți notificați cu orice încărcare. Deci, nu multe dintre materiale le găsiți pe Facebook, le găsiți pe YouTube. Și sunt lucruri foarte frumoase acolo, veți găsi povești care merită urmărite. Am un caz interesant al lui Gavriliuc Darius Vasile. Vreau să-l urmăriți, este un moment șocant acolo, cum veți vedea că o persoană cu dizabilitate este oarecum folosită de către un slujitor al lui Dumnezeu, din povestea pe care el a spus-o. Și urmăriți, o să vedeți ce ne povestește el, ce fel a fost folosit și cum a fost folosit și care sunt rezultatele acestei manipulări, ca să zicem așa, sau dorințe de facere de bine, dar de fapt și-a făcut lui un propriu bine și o să aflați și cum, dacă veți urmări toată povestea de acolo, vă rog să accesați pagina de YouTube, Mircea Cosel Bratosin, Lumea în Obiectiv, pentru că nu aveți ce pierde, dragi prieteni, puneți mâna și abonați-vă, pentru că acolo sunt și dați și mai departe, pentru că doar așa putem ajunge la 1000, doar așa putem să vă aduc și mai multe materiale live și pe YouTube, de pe telefon, de pe orice gadget, dacă am peste 1000 de persoane, altfel nu voi putea face lucrul ăsta nici cum. Și în același timp am fi de mare ajutor să aflăm cât mai multe lucruri de la fața locului dacă vom putea face live pe YouTube. Da, trebuie să ajunge la 1000 și la cât mai mulți pentru a primi alte bonificații din partea lui YouTube. Altfel, nu avem cum să vă prezentăm cele mai actuale momente, doar dacă le filmăm și apoi le încărcăm, fără ca dumneavoastră să fiți în timp real, în direct. Dacă vom lucra împreună pentru a strânge minimul 1000 de like-uri, cu siguranță vom vedea și mai multe. Răspândindu-ne, ducem și valorile pe care noi le promovăm aici la Lumea în Obiectiv. Altfel nu avem cum să ducem valori dacă nu le promovăm și nu le ducem mai departe. Da, ia, să vedem. Soția mea s-a vindecat. Este ok. Ca și tratament a folosit doar paracetamol și ceaiuri naturale. După vindecare simțea ceva dureri mici, da, în plămân.
Acum nu mai simte aceasta. Strângeri în plămâni. Ideea e că unii pot rămâne cu așa ceva, mici sechele la plămâni, vindecabile în câteva luni. Pentru cei cu pneumonie sau alte probleme, situația se poate schimba în cea mai grav. Schimba în ceva mai grav. Aveți grijă de voi, acest virus seamănă mai degrabă cu loterie. Riscul și îl asumă fiecare singur. Deci, hai să vedem cine vrea să intre cu noi. Bună seara! Salut, nu știu cum mă văd, Te vezi stânga, foarte dreapta. bine. Te vezi foarte bine. Că îmi cerea să rotesc puțin telefonul. Salut, Costel, și seara bună la toată lumea ce ne urmărește. Robert, ai văzut ce prieten drăguț am avut de la Târgu Jiu ieri în lumea în obiectiv, prietenii tăi Soilică, familia Soilică. Cred că i-ai văzut, ei. Păi, hai să spun un secret, eu le-am cântat la nuntă. Da, mi-au și spus ei că le-ai cântat la nuntă. Mi-au spus lucrul ăsta. Da, ți-am distribuit videoclipul, e pe grupul ăsta cu diferiți dar egali, oficial. Ce faci Ți-am tu? Cum distribuit. ești tu? Sunt un cetățean exemplu, stau mai mult în casă, nu prea ies așa în locurile publice, mă feresc de aglomerație. Și asta nu pentru că, nu știu ce să zic, hai să zice că e frică sau nu știu ce o fi. Eu chiar cred că există o problemă pe planetă, pentru că nu se întâmplă numai la noi. Vedem că cam toate țările. Gândește-te că deja au apărut imagini de la ATI și acum Exact, exact. chiar pe toate le poți, auzi, chiar pe toate le poți plăti cum se scrie pe diverse Păi, platforme tocmai asta spun. sociale. Hai să fim serioși. Îi vezi pe oamenii cum se zbat ca să-i scoată de acolo, să-i resusciteze, să-i intubeze, să le facă toate ca să-i scape de la viață. Mulți mor, cel puțin 1, 2, 3 pe zile mor. Adică am auzit mărturii clare. Și ai văzut, a scris și băiatul ăla, Andrei Valentin, că soția lui a fost Exact, vindecată de coronavirus și ne-a spus că spre cum a avut. exemplu, la Gorj în fiecare zi mor 1-2 persoane, dar știi ce mă doare cel mai tare? Mă doare reacția asta urâtă a oamenilor, pentru că vezi de genul comentarii, câți bani a luat? A fost plătită familia ca să declare că nu Dumnezeu să-l ierte sau să mai ai o chestie din asta, știi? Dom'le, câți bani a luat? Nu, ne-au nebunit banii la cap pe toți. Deci toată lumea nu mai vede decât bani, 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 a luat ăla, atât, a făcut atâta. Deci, așa, revin la de ce poate stau mai retras. În primul rând, noi persoane cu dizabilități, deja jumate din corp sau, mă rog, o parte a corpului este undeva în groapă, da? Și atunci încercăm să ne mai ferim, nu numai de COVID. Gândește-te că pe planetă mai sunt zeci de alte virusuri sau zeci de alte Corect, corect. probleme pe care le poți contacta. Mă gândesc la noi cei care suntem pe cărucioare, gândește-te că toată ziua împingi în căruciorul ăla cu mâinile, poate nu ai tot timpul la tine posibilitatea să te speli la 10 minute sau să-ți dai cu Dezinfectat. un dezinfectant și atunci îți dai seama, împingând de roțile alea, poți să aduni tot felul de chestii de pe stradă. Și Corect, e da. bine să încercăm să ne ferim. Eu ți-am zis, nu sunt nici conspiraționist, nu prea sunt nici cu astea, dar dacă era o problemă europeană, mă gândeam, domne, uite, în Europa se întâmplă, dar când te uiți și peste ocean și vezi că și în America sau America de Sud mor oameni pe capete și așa, încerc să spui o întrebare, bă, hai totuși să fim puțin mai precauți, că nu este mare lucru, dar
În fine, nu pot să înțeleg nici Dar lumea asta uite că la care. mare deja de acolo vine corona, așa, vine către multe alte județe. Cei care au venit de acolo au venit cu acest virus după ei acasă și i-a Da, infectat și pentru pe că cei din familie și a fost. acolo se adună multă lume și vin din diferite părți, nu mențin, n-au nicio treabă Distanța. cu distanțarea. Că la un moment dat s-ar putea să credem toți când vom vedea, eu știu, Doamne ferește să nu ajungem cum s-a întâmplat, eu știu, în Italia, în Spania și așa mai departe. Să sperăm, Da, deși uite, nici acolo numărul nimeni crește nu de la o crede. zi la alta și numărul este îngrijorător și toate, ca să spunem așa, previziunile domnului ministru au cam avut acoperire, ca să nu spunem altfel. Știi ce este dureros iarăși? Că multă lume zice, da, domne, lasă că și așa a avut diabet, nu știu ce, a avut tensiune și și așa și așa murea. Nu știu, e păcat să gândești așa, pentru că eu cunosc oameni cu diabet care l-au din copilărie și care au vârsta actuală a 40-50 de ani și trăiesc cu insulină încă din copilărie, da? Și Da, corect. n-au murit până acum. Când ia virusul ăsta, e cam complicat. Sunt oameni care au tensiuni la fel. Bunicul meu a avut tensiune timp de vreo 25 de ani, a făcut și două accidente. Altceva, nu din cauza tensiunii și așa mai departe. Deci, iată că de multe ori pică chestiile astea și mă uit la oameni că se bucură când spun, a murit că avea diabet, lasă-mă că și așa murea. Dar de ce Bun, să hai să moară? ne Știi, gândim așa că cum sunt este. persoane tinere care mor fără ca să aibă la analize sau așa o boală. Ce spui de Exact, lucrul ăsta? da. S-au Cum întâmplat ai că au văzut murit pe oameni care. Liliana Mititelu acum 2 săptămâni, știi că ea ne-a vorbit acum o săptămână, mi-a vorbit de situația în care la Ian Panciu, vecinul ei la 2 case, avea 34 de ani și a murit. Exact, da. Au fost cazuri și Ce? de. Nu știu, Atunci, eu. ce să spui? La ATI și familia. Acum nu mai știm dacă mai trăiește sau nu mai trăiesc și soția și soacra sau cine era în spital. Adică chiar e de glumă? Și dacă omul a văzut cu ochii lui, acum ai văzut că și domnul ăla ne-a spus că soția lui a fost bolnavă și cred că îi știu pe cei doi. Adică nu mai poți să fii chiar atât de. Trăiesc cu ideea că a, nu mă pun masca, doar mă dezinfectez o leagă și gata. Că nu iau eu am imunitate bună, ce spuneți voi? Hai să mai zic ceva legat de mască. La cât de infectată este astăzi planeta, nu numai de COVID, la cât Da. de poluată este, știi cum ar trebui să dormim cu masca aia și noaptea în somn? Dar știi La că în cât Japonia se de poartă poluată este masca? planeta La asta? japonezii se poartă masca. Mă înțelegi? Poartă mască nu din cauza COVID-ului, poartă mască cu mult înainte de a apăra COVID-ul. Gen Da, Japonia sau multe țări din în astea în care. Japonia, că ei au foarte multe epidemii și atunci Exact. poartă masca. Oh, fără probleme. Ei sunt Exact. obișnuiți cu asta. Văd tot felul de chestii. Domne, că dacă porți masca, nu știu ce faci, oxigenare, 10 ore cu masca aia pe nas și poate operează zilnic, ăla nu mai face, domne, chestii, lipsă de oxigen la creier, nu mai pică din picioare, nu mai, adică noi murim că ne ducem într-un magazin sau ne ducem nu știu unde și stăm o jumătate de oră, o oră cu masca aia pe față și venim înapoi acasă. E o nebunie, e o ceva de, domne, parcă vrem cu tot din adinsul să murim. Sunt niște unii pe planetă care împrăște astfel de știri și tot felul de conspirații din astea, încât, domne, vrea cu tot din adinsul să împingă populația asta către moarte. Deci n-am văzut așa ceva. În ultimul timp, știrile astea contradictorii și e adevărat că nici autoritățile nu se comportă normal, adică apar unii care zic o chestie, după care apar alții care zic altă chestie și normal că populația este dusă în eroare. Da? Când ți se spune, domne, masca nu are nicio treabă, dezinfectantul nu are nicio treabă, după care revine, da? Purtați mască, spălați-vă pe mâini. Adică nu există un consens între autorități. Apare eu știu, o voce din asta care să fie ascultată și să mâne turma, că ai impresia că noi am luat-o razna, am luat-o Da, pe el ce glumă. spune, Fieden, Drago Maria spune, băi, eu n-am văzut niciun parlamentar să moară de coronavirus. Bun, Na, asta spune. n-au murit până acum, dar au fost infectați, da, cum e celebrul, eu știu, ăsta, prim-ministru Marii Britanii, da? Da. Cu președintele Braziliei, care, bun, e adevărat că oamenii ăștia au șansa să fie și tratați într-un anumit fel.
Dar haide să nu ajungem noi, oamenii de acolo. Cei de la PNL, la începutul, prin aprilie, au fost izolați, că bă, nu știu câți au luat, a luat unul sau doi coronavirus și a trebuit să izoleze pe toți. Problema este că și clasa asta politică n-a făcut nimic pentru că noi, numărul foarte mic de infectații a fost pentru că am stat închiși în casă. Ia că dar ei n-au fost în stare ca alea două luni. Da, ca alea două luni. Aduți aminte că au fost testări foarte puține. Acum au crescut testările. Că tot am stat două luni în casă, ei putea să facă mult mai mult, să testeze populația, să izoleze cazurile și să așa. N-au făcut absolut nimic. A mers totul din inerție în România. Da. Mă înțelegi? Și acum îți dau cap în cap și se zbat între ei, peseriștii cu peneliștii și... Mă rog, uite, populația suferă. Nu mai știu de unde... Mă rog, ideea e că a spus-o și zice, băi, ei trebuia să nu bage situații de stare de urgență până nu era cazurile cum... Acum era nevoie de stare de urgență, nu atunci. Exact. La vremea respectivă, dar bine, ne-a prins și cu ismenele în vine, știi? Că nu se găseau măști, nu se găseau combinizoare, nu se găseau chestiile astea. Dar, spre exemplu, puteam să abordăm și noi puțin sistemul suedez. Adică să fim puțin mai retrași, să purtăm măști, să purtăm niște chestii din astea, știi? Dar noi de-abia acum ne-am trezit și acum nu mai pot să mai întorc în casă. Că văd multă lume că se sperie, domne, ne vor băga iar în carantină, nu mai au cum să mai bage. Deși a fost în perioada martie-aprilie și așa până în mai. Nu mai poate exista nicio țară din lume, pe planetă, pentru că altfel ne vom prăbuși economic. Da, nu. Deja au început țările să intre. Au început cu izolarea de orașe și apoi dau lovitura totală. Asta nu, cred că nu cred că va mai izola toată România. Vor izola bucățele. Prin multe voci spun că august-septembrie va fi momentul în care noi vom reintra din nou și chiar Nelu Tătaru a spus, dacă vom avea 2500 pe zi timp de 3-4 zile la rând, să fiți sigur că anunțăm stare de urgență. Și? Tu crezi că lumea va sta în casă, vor ieși pe străzi și vor face nebunie? Va fi... Bun, nebunia a făcut o CCR cu datul voi să poți să ieși din spital cum vrei. Da, dacă nu vreau să stau în spital, la cerere de bună voie și nesile din nimeni, plec cu coronavirus pe stradă. Să nu uităm că și CCR-ul este girat de o clasă politică. Clasa politică trebuia să făcut de la început niște chestii. Dom'le, CCR-ul să fie pus pe competențe, da? Nu-l numim noi de la PSD pe judecător în Curtea Constituțională sau noi de la PNL sau noi de la USR. Da? Acolo ar fi trebuit să fie pe competențe. Judecători, oameni capabili, oameni care au judecat procese grele, oameni care au ceva de spus în drept. Da, dacă i-am numit politic, păcate, uite, nu, să te plimbi pe stradă și treci pe lângă unul, tu, oricare dintre noi, să știi că nu știi care e coronavirus, el a ieșit din spital că deci, prin cererea de bunăvoie. Și ne se lide nimeni să nu stea în spital și te infecta și nu știi de unde. Păi uite, de la unul de ăla s-ar putea să te fac. Exact. Și uite, din cauza unor ca ăștia, ești condamnat să stai de multe ori acasă. Uite cum stau eu din luna martie. Eu din martie până acum nu știu dacă am ieșit de 4 ori afară. Am fost de 2 ori la Kaufland, dar nu m-am dat jos din mașină. S-a dus soția la cumpărături și eu am stat în mașină. Nu m-am dat jos, am fost la un control la un medic. Pentru că eu mai am și azm. Și atunci sunt și în categoria aceea de persoane care... Dacă Doamne ferește, ia virusul, o pățește. Așa, sunt puțin izolat și de familia mea, adică stau într-o cameră separat față de ei, că soția lucrează, copilul meu e la pompier și mai departe, am într-un fel în linia întâi acolo cu pompierii și cu smurdul și cu toate astea. Și atunci prefer să stau puțin mai izolat față de ei, că nu se știe, poate unul dintre ei, Doamne ferește, aduce acasă virusul fără să vrea. Sau poate este asimptomatic. Dar eu, având și un azm la bază și mai fiind și o persoană cu dizabilități pe cărucior, pentru cei care nu mă cunosc așa, sunt în linia întâi ca să mă duc unde trebuie, la groapă, da? Unde toți ne vom duce odată. Dar trag de spoară. Da, dar știi cum e? Mă, ne ducem acolo, dar nu chiar din vina noastră, da? Deci nu-i băgăm noi singuri în gura locului. Asta este și atunci încerc să mă feresc. Că multă lume zice, bă, dar ce ești așa sperios? Că ești din casă, du-te. Uite, am refuzat evenimente. Voi știți că mulți care mă cunoaște știți că eu sunt blăutar. Și ăsta. Nu mi-am luat anul ăsta niciun fel de eveniment. Am refuzat pe toată lumea. Cine m-a sunat, am zis, îmi pare rău. Pentru bani, de ce să mă duc să mă îmbolnăvesc? Și ce fac cu banii? O să mor și... Dar de ce să mor ca un prost când mai bine asta e? Stau liniștit și basta. Problema este că, uite, nu mai poți să ajungi la medic. Asta e problema, că v-am zis, pe lângă handicapul pe care l-am, trebuie să mă duc și la
eu știu, problemele pe care le-am cu respirația, cu astmul și cu astea. Și nu mai poți să ajungi, pentru că toți medicii te refuză. Zice, domne, e virusul acum, mai rabdă și matale, mai iau un medicament, facem telemedicină prin telefon cu medicul de familie, da, țin da, legătura da, știu că se face așa, da. Cu medicul pneumolog, e foarte greu, e foarte greu, pentru că... Dar asistentul ăla de care tu spuneai, mai face ceva sau a intrat în vacanță de care, tot? Comunitar? Da. Nu, eu nu l-am văzut de când s-a înființat el la mine în comună, eu nu știu, n-au venit niciodată pe la mine să mă întrebe, domne, vrei să-ți iei o glicemie, să-ți luăm o tensiune sau ceva, nu. Și au în jur de 30 de milioane salari. Un medic comunitar. Mai ales pentru că în perioada asta ar fi trebuit să fie cel mai activ, mai ales la persoane cu dizabilități, cei suferiți pentru sau ce vulnerabili. pentru ce fi fost înființat de către statul român chestia asta, asistent comunitar, eu nu pot să înțeleg. Sunt niște bani care se duc total la grea. Ca și chestia cu, hai să-ți mai dau un exemplu, o altă cretinătate. Știi că, spre exemplu, dacă vezi o rampă că nu este conformă, tu poți să o reclami. Unde? La inspectorul social. Dar inspectorul social nu poate să dea amendă, cel de la DGSP sau de la AJFIP, nu știu unde așa are acum. Da. Nu poate să dea amendă el, pentru că el trebuie să cheme un expert în construcții. Și pentru ce atunci mai faci instituția asta, asistentul comunitar, ăsta, inspectorul comunitar? Păi nu mai bine mă duc direct la inspecția în construcții și reclam. Domne, rampa X nu este conformă. Mă înțelegi? Acum e o nebunie cu amenzile care, cu amenzile care se vor da pentru locurile de parcare. Ai văzut, au crescut de la 10.000 la 20.000 de lei. Da. Bun. Ce te faci într-un mall? Cui reclami? Că mall-ul, poliția rutieră o să zică, domne, păi sunați-l pe ea de la mall, că de-aia au locurile acolo de parcare. Asta e, cum îi zice, e privat, dar e public. Da, dar eu am văzut, chiar pe poliția română am și distribuit, scrie clar că poliția română se ocupă. Deci dacă vor fi prinși pe locurile de parcare, e acolo fotografii frumos, pe uite, de, poți să intri pe poliția română, să vezi o poză frumoasă acolo. L-am și postat anunțul politic. Atunci sunt la 112, uite domnule că e parcată mașina X cu numărul T pe locul de parcare a persoanei cu handicap. Și acolo trebuie să reclam. Ce să facă mall-ul? Zice, tot sunați la poliție. Eu nu poate să dea mall-ul amenzi. Nu. Păi nu poate să dea. Dar uite că sunt niște lucruri care nu funcționează ok. Acum multă lume, spre exemplu, e supărată și cu banii aia pe carburant. Pentru că unele persoane beneficiază de, plata carburantului. Ai văzut, conform noilor modificări a legii 448. Eu personal mă încadrez în chestia asta. Nici n-ar trebui să comentez. Mă înțelegi? Dar mi se pare discriminare. Corect. Totuși mi se pare discriminare. Eu beneficiez pentru că am și mașină adaptată, sunt și persoană cu handicap gradul 1, voi beneficia de cei 15 milioane. Ar trebui să tac dracu din gură. Dar mi se pare discriminatoriu, pentru că sunt persoane cu dizabilități care nu pot să conducă mașină și dacă și-ar dori și dacă ar avea bani să-și cumpere mașină, nu au drept să conducă, pentru că au niște probleme fizice, au niște probleme psihice și atunci mi se pare corect ca însoțitorul lui sau cineva din casă să primească acei bani. De exemplu, sunt persoane care nu pot să conducă mașina, dar sună un vecin, bă vecine, du-mă și mene până la spital, uite, îți dau niște vouchere de motorină. Mă înțelegi? Da. Așa ar fi trebuit. Dar noi tot timpul ceea ce facem pentru dizabilitate, facem pe bucățele. De-aia nu merge bine, de-aia lumea este nemulțumită, de-aia legea 4.4 face discriminare. Mai venea un politician și spunea discriminare pozitivă. Ei, cam nasol să spun că ești pozitiv. Dar cum cataloghezi afirmația domnului prim-ministru Ludovic Orban, zice aceste pensii pentru persoane cu dizabilități sunt niște pomeni politice. Păi sau da, același lucru a fost candidat de la București, domnul, cum îl cheamă, celebru candidat care candidează de 1000 de ani de la USR, cum îl cheamă? Dan Barna? Cum? Barna, nu? Nu Barna, frate, de candidează la primăria capitalei, cum îl cheamă? Dan Nicolae, sau cum îl cheamă? Nicușor Dan, sau cum îl cheamă? Care tot la fel a spus că indemnizațiile alea, pomenile care le face asta, firea, sunt niște pomeni pentru handicapați. Și atunci ce mai mă miră? Că domnul Orban spune că sunt niște pomeni sau că sunt niște ajutoare sau că sunt niște chestii. Păi atunci, bun, să ne scoată pe noi ăștia în față, toți handicapații, să ne pună pe terapie intensivă și să stăm acolo, să luăm coronavirus și poate ne curățăm și scapă țara de handicapați. Dacă suntem considerați atât de mare povară. Deși nu e vina noastră că suntem așa.
Nu e vina noastră că ne-am născut așa, că am dobândit o dizabilitate în decursul vieții. Nu e vina noastră. Asta este. Unii au din naștere. Ei trebuie să se gândească că în fiecare dimineață când se trezește și pleacă la serviciu, sunt pasibili să dobândească o dizabilitate. În fiecare clipă. În fiecare clipă un om sănătos trebuie să gândească la chestia asta, că merge spre o potențială dizabilitate. Dar, corect. Ne credem Dumnezei, ne credem cei mai tari, barosani, pe noi ne atinge nimeni, avem bani, facem, plătim, dregem. E, uite că cu corona asta, virus, a dat și o palmă întregii planete. Numai unde să te ascunzi. Banul nu te mai ajută. Ce? Unii au impresia că funcțiile lor sunt pe viață acolo și nu... parcă n-ar mai pleca niciodată de acolo și sunt cu cuțitul în mână și taie și spânzură. Corect. Adevărat, și așa din este. Păcate, trebuie să se gândească că într-o bună zi locul va fi luat de altcineva. Mâine, poi mine, uite-te că la războiul, în loc ca ei să se înțeleagă acolo, să fie bine, ei să războiesc în Parlament care să ia Ciolanul acum în septembrie. Adică mi se pare urât. În loc să te ocupi de bonlavii care ai de coronavirus, tu te ocupi de cum să ocupi fotolii în teritoriu. Exact. Exact. Pentru ei, number one și prioritate sunt alegerile. Știi ce ar trebui să facă poporul ăsta român? Să nu se prezinte nimeni la alegeri. Așa ar trebui. Asta ar fi palma pe care poporul ăsta român ar putea să o dea acestei clase politice post-decembriste. Că eu nu sunt nici cu, nu mă interesează nici PNL, nici PSD, nici nimic. Toată clasa asta politică din 89 și-a bătut joc de țara asta, a lăsat-o în cădere liberă și uite unde am ajuns. Da, și ceilalți s-au infectat de la ei, din păcate, știi? Și aia de stânga, și aia de dreapta, și aia de centru. Toți s-a cam infectat, după interes, știi? Păi, normal că toți au plecat după bani și banul la un moment dat devine atât de... Așa încât îți ia Dumnezeu mințile. Mă uit la niște oameni care înainte vorbeai cu ei atât de frumos și te înțelegeai atât de bine și în momentul în care ai intrat în politică, parcă i-a luat Dumnezeu capul, adică nu-ți mai răspunde la telefon, te blochează, nu mai are nicio treabă cu tine, Dumne, mi-ai promis că mă ajuți cu o treabă. Ce treabă? Nu mai mă interesează. Mă înțelegeți? Uite, mă uit la scârba asta de prezentator de la B1 TV care face emisiuni. Marele penelist, că a fost în partidul lui ăla de la OTV, a fugit, l-a lăsat pe la ea, toca banii și a plecat la PNL. Și a fost senator de, cum îl cheamă, de face emisiune, Barbu. Care? Face emisiune la B1 acum, știi? E păi mare sunt mai mulți care fac emisiune acolo, nu știu la care te referi dintre ei. Așa. Așa, ăsta a fost candidat la mine pe Gorj și a candidat pe, că înainte era pe colegi. Și a candidat pe colegiul meu, a fost la mine în casă. Domnul Robert, stai liniștit că dacă ești parlamentar, îți fac eu rampă la biserică, facem rampă la secția de votare. După ce a ieșit, n-am mai răspuns la telefon, nu l-am mai găsit sub nicio formă, nici în ziua de azi. L-am sunat toată la B1 că am vrut să intru în emisiune, să-i spun despre persoane cu dizabilități și mi-a închis telefonul, a zis că nu e emisiune pentru dizabilități, o să discutăm altă dată. Mă înțelegi? Și a fost la mine în casă, după aia de om, și m-am bătut cu oamenii pe aici ca să-l văd. Ăsta de la PPD. Dar cu ăsta te-ai înhăitat tot. Pentru promisiunea aia, că mi-a promis că îmi face rampă la biserică și rampă la... Și am zis, bă, măcar rămâne ceva în satul ăsta, că eu o să mor, o să moștenesc aici glia, pământul. Dar după mine, din păcate, se vor mai naște persoane cu dizabilități care vor trăi în localitatea asta. Și de asta mă lupt la mine în localitate să las ceva în urmă, o rampă la biserică, o rampă la școală, o rampă la primărie, la cabinetul medical și așa mai departe. Că nu o să le iau cu mine, dar măcar să las ceva în urma mea. Da. Ăștia sunt oamenii. Ți-am zis, în momentul în care ajung la butoane, la revedere. Nu-l mai cunoști, nu te mai cunoaște, n-ai nicio treabă, la revedere. Bă, clar că eu mințile, bă. Deci n-am putut să văd cât de mult se poate schimba un om. Da, pe mine nu mă miră ce spui, pentru că am văzut lucrul ăsta. Parlamentarii nu dă doi bani pe persoane cu dizabilități. Iar cei care sunt acolo puși în Parlament sau au ajuns într-un partid vor fi folosiți ca monede de a câștiga voturi, nu ca să și facă ceva concret. Exact. Ai auzit pe parlamentar vorbind vreodată de persoane cu dizabilități? Nu, domnule, toată lumea se interesează de pensionari. Bă, parcă numai pensionari ar fi pe planeta asta, mă, fratele. Tot respectul pentru pensionari, că am bunici, am, mă rog, tata e pensionar și așa mai departe. Bă, frate, dar nu ne învârtim numai în jurul pensionarilor, mă. De ce? Că ăștia ies la vot. Da? Da, corect. Vorbim de handicapă, le dăm alora pensia și aia nu prea pot să ducă la vot, că nu sunt nici secțiile adaptate,
pentru persoane cu handicap, nici nu prea să duc ei la vot, că sunt bolnavi. Ei, eu anul ăsta nu mă prezint la vot, la niciun fel de sede de votări nu mai mă duc. Să ducă lumea să voteze ei și să fie sănătoși. Da, da, auzi, să vedem dacă se și ține, dacă presupunem că informațiile lor care apar pe surse, că vom intra în starea de urgență, să vedem ce vot mai vor face pe 27 septembrie. Ne vor ține pentru că vor lătra la televizor, că vor amenaja secțiile, că vor, vor face ei și că va fi, vor intra numai câte unul și nu știu ce. Dar nimeni nu spune, domne, când pui mâna pe ștampila aia, aia o va dezinfecta cineva la, după fiecare votare. Da, se spune. Nu, dar te pune să vii cu mănuși. Bun. Hai să vezi dacă te pune să vii cu mănuși. Sincer, să mă duc să pierd, să cumpăr de la mine o pereche de mănuși și o mască, să o cumpăr din banii mei ca să mă duc la vot, să votez o șleată din asta de javre, nu merită, fratele meu. Cu masca aia și cu mănușile mă duc în parcul din Târgu Jiu și vizitez operele lui Brâncuș pentru a 7.000-a oară, mă înțelegi? Și tot fac o faptă bună pentru psihicul meu și decât să mă duc să dau un vot pentru o clasă politică care vine și îmi spune pensiile de handicap sunt niște pomeni. Păi nu-ți vine să le spui să aveți parte de o astfel de pomană o viață întreagă. Să vedeți cum e să trăiești cu 5 milioane sau cu 3 milioane la gradul 2. Că mulți poate nu au apucat să... Știi cum e? Și pro-România care... România și aceștia cred că sunt o mare parte dintre ei PSD-știi care s-au mutat dintr-un partid în altul și tot acolo e PSD 2, știi? De fapt nu e nici nou. USR și ceilalți e un PNL 2. Deci e acolo o chestie care și PMP-ul, tot cam un PNL 3 de așa. Adică sunt acolo niște mai multe de genul ăsta. Toți au țevă comunistă. Toți se trag din Partidul Comunist. L-au omorât pe ăla, da? Cel care era locul 2 și 3 l-a luat locul. Mă înțelegi? L-au omorât pe ăla și au intrat în locul lui Ceaușescu. Asta s-a întâmplat la Revoluție. Locul 2 lingăii care atunci lingeau blidele lui Ceaușescu și îi căra sacoșa și îi căra hainele la spălat, acum sunt mari parlamentari și mari doctor, docenți și tot ce vine în România. Asta s-a întâmplat în România. N-au venit niște oameni de rând. Și ar putea să fie mai serios. Dacă e de unde? De alte țări au știut să gestioneze unele lucruri destul de bine și totuși n-au reușit pentru că virusul se transmite atât de repede încât nici ei mai pot să-i pună frână. Dar totuși, cred că la alt nivel la politica din alte țări din Europa decât de la... Mă, frate, și acolo s-o fura. Și acolo ori face măgărim clasa politică. Bă, nene, dar nu ca la noi, mă. Nu ca la noi, bă, de 30 de ani să nu fii în stare să faci nimic, sunt aceleași spitale dacă te duci în orice județ. Bă, sunt aceleași dărâmături, aceleași de multe ori, aceleași vopsea, aceleași paturi, aceleași ustensile vechi, pline, ruginite, cutiile alea cu sirinci, cu ce au ei pe acolo, cu pile, cu alea, cu foarfeci, cu ce vrei. Bă, te apuci cu mâinile de cap. Când vezi... Păi iar ajungem la competența managerilor, da? Să facă proiecte europene pe instituțiile de stat, da? Și să depună proiecte europene ca să vină să le facă acele spitale sau acele instituții care apar ca după 89, da? Adică este nevoie de o transformare. Niște manageri, la fel cum spuneai și tu, să fie competent, domnule, ca la justiție, da? Nu să fie într-un partid sau altul. Că dacă ei se mută dintr-un partid în altul, cum bate vântul, normal că își țin postul călduț și fără să facă mai nimic. Tu crezi că, știi că e mare laudă acum, se laudă Iohannis, că a adus el, nu știu, 80 de miliarde pe planetă, i-a adus și vom face și vom drege. Tu crezi că ei vor face mare lucru cu banii ăștia? Nu vor face pentru că România tot timpul a avut la dispoziție fonduri europene. Numai că nu am fost în stare să le atragem. De ce? Pentru că ne-au condus tractoriști. Uită-te de la primărie și până la parlamentar. Sunt toți cretini și toți idioții care au făcut facultate acum la 50 de ani. Ai văzut și tu unul care a dat bacul la 42 de ani și l-a luat cu 3. L-a luat, a picat cu 3. Și e mare, nu știu ce, șef de nu știu ce, pe unde este. În Franța, acolo, de la PNL. Păi și atunci, cum vrei tu un astfel de om? La fel, prefectul are aceleași probleme. Sau Ion Ștefan. Da, să nu uităm de Ștefan din domnul Grindă, nu?
Adică Păi sunt vezi? exemple. De-abia să chinuia săracul să citească trei vorbe în fața parlamentarilor de acolo. Ai văzut? Cu astfel de oameni Și tu vrei n-am să atragi arătat-o fonduri eu. europene? Auzi, n-am arătat-o eu. A arătat-o presa. Da, uite frate Da. ce. N-am zis eu, uite că am inventat-o eu. Tot ei. Exact. Da, uite, zice, persoanele cu dizabilități sunt priviți ca asistați Văd sociali. mesaje. De asemenea, și asistenții personali sunt în familia acestora. Și politicienii, dar și oamenii simpli așa judecă. Ați văzut dezbaterea? Hai să vorbim despre asistenții personali. Da. Ați văzut dezbaterea care era acolo cu banii ăia de la, mă rog, cu cei 25 de milioane pe care i-ar lua cei care au lucrat în Da, COVID, corect, da. dintre care s-a Dar nici strecurat. acolo să știi că nu ia toți. Doar cine-s numiți de anumite persoane din spitalul respectiv. Nu ia toți. Stai liniștit că sunt unii viciați de suma aia. Sau de cei Da, lumea 85%. s-a înțeles că și asistenții personali ar avea dreptul. Și lumea, Da. bineînțeles, au făcut și au scris. Mădălina Turza scrie în felul următor că s-a editat legea prost. Păi eu dacă mă adresez instanței, credeți că judecătorul ăla se uită că a fost editată legea prost? Nu, va judeca pe bune. Deci, la ora actuală, cum arată legea, asistentul personal are dreptul la banii aia. Corect. Da, Mă tu ai văzut înțelegeți? că la un moment dat spunea că îi dă asistentului doar ceva de genul 1150 de lei. Nu știu ce sumă. Pentru Ar perioada de fi pandemie și un se dă cu decalaj. retroactiv pe fiecare lună, deci nici cum 2500. Că hai să zic o chestie. Bun, asistenții au stat 15 zile, au Două. stat lângă pacienți în spital, da? La, vorbesc de azile. Da. În primul rând, ei au avut mâncare, au avut cazare, au avut tot ce le trebuie. Da? Bă, și dacă au fost atât de buni, cum dracu se întâmplă că este prăpăd în azilele astea de bătrâni și azilele de persoane cu dizabilități de COVID. Colcăie. Păi cine și-a făcut treaba? Hai să facem o chestie. Câți asistenți personali din România, instituția, asistentul personal care are grijă acasă de bolnavului, de pacientului, a adus coronavirus în casă? Sau sunt persoane cu dizabilități, coronavirus, cei care au stat acasă? Cine a îngrijit mai bine? Asistentul personal de acasă sau asistentul personal din unitățile astea care au umplut bolnavii de COVID? Cineva care e tare, tare supărată, domnul Ștefan, zice, oameni buni, lăsați-i pe parlamentar. Dacă o persoană infectată ne-ar neapărat, trebuie să fie un parlamentar. Vai de mintea caragioasă aveți. Ce minte care aveți. Nu te uita la ce face cel de lângă tine. Puneți masca pentru că te apără de virus. Nu te uita nici la în stânga, nici în dreapta. Asta spune el. Odată ai. Da, ce zice? Stai așa că are aici un text de parcă zice că. La parlamentar. Un coleg și frate odată au murit în același zi de COVID. Iau. De coronavirus. Face ravagii. Mergi pe stradă, ieși la muncă, ieși pe tramvai, puneți masca. Tot asta spune, spre binele tău și familiei. Dacă domnul, Doamne ferește, te îmbolnăvești, dacă te îmbolnăvești și un membru al familiei, nimeni nu o să te compătimească, o să zică la fel, ca și la restul celor ce s-au îmbolnăvit. Că e vrăjeală. Păstrează-ți distanța și pune masca spre binele tău. Dar noi n-am vorbit despre că noi nu credem. Deci eu puțin forțat aici. Îmi pare rău pentru el. Noi n-am fost împotriva COVID-ului, n-am spus lucrul ăsta. Doar am spus Domnul despre alte lucruri. Ștefan îl cheamă pe domnul. Da. Să intre pe pagina mea, pe Gavrilescu Robert, să vadă că tocmai acum am postat un mic citat în care este și poza mea cu mască la nas, cu mănuși în mâini și citiți ce spune mesajul acela. Eu sunt pentru a purta mască, sunt pentru a sta lumea cât mai distanțați unii de ceilalți și a ne vedea de treabă. Și cred că am trece cu bine peste o anumită problemă. Da, Deci zice sunt. doamna, o altă doamnă spune, Ildico, azi am aflat că în Austria cei care îngrijesc persoane cu dizabilități primesc stimulentul de 500 de euro și românii care lucrează ca îngrijitori au primit. Nu.
Doamne ajută! Doamne Ar fi ajută! bine. Da. Ar merita. Robert, pentru bravo, frate! Zice Alina asistenții personali. Atenție! Și asistenții personali care au grijă acasă de o persoană cu handicap sunt niște eroi. Pentru că ăla stă 24 din 24, 7 zile din 7, 365 de zile pe an, non-stop lângă o persoană cu handicap. Non-stop. Nu are concediu, nu are libere, nu are ăsta de boală. Când se îmbolnăvesc, trag săracii și trag de ei și tot ca să nu plece de lângă persoana cu handicap. Nu are cu cine să-l lase. Nu există centre respiro în care să poți să-l lași cu handicap, tu ca asistent personal să te duci la spital sau să te duci să-ți faci, mă rog, viață și așa da, mai departe. În alte țări din Europa mai dezvoltate, persoanele cu dizabilități sunt mai bine îngrijite, vezi tu, și mai bine primite și mai au alt nivel de și alt statut în țara, Franța și alte țări, uite, vorbiți în partea asta socială, dacă ai ascultat emisiunea, și spuneau că ei se ocupă cu mare atenție de aceste persoane și promovează problemele lor, oamenii se duc și rezolvă problemele. Nu există ca acolo să nu existe o rezolvare a problemelor. La noi ne la bani că tot degeaba. Exact. Exact. Și poate că ei parcă zici că nici nu aud. Au urechile astupate când e vorba de persoane cu de urgență și în partea asta am mai spus-o. Unde ai auzit în momentul de stare de urgență că persoana cu dizabilitate a fost un subiect de discuții sau după? Eu n-am auzit. Nu a interesat pe nimeni. Asistentul comunitar de la primărie să vină la tine la poartă să zică: domnule, ești handicapat, ai nevoie să-ți aducem o pâine, ai nevoie să-ți cumpărăm o sticlă de ulei, un ceva, nu știu, orice, un medicament, să-ți aducem o rețetă de la medicul de familie. Nimeni absolut. Și oamenii încasează salarii. Încasează salarii și nimeni nu face absolut nimic. Pentru ce ne trebuia nou asistent comunitar? Ai asistent social, asistent comunitar, asistent personal. Trei asistenți și din care doar unul singur își face treaba. Pardon, scuzați-mă, m-am arătat un dege care îmi trebuia. Doar asistentul personal. În rest? Da, spune așa. Bună seara, doamna Rodica. Bună seara. Politicienii noștri știu de existența asistenților personali, numai atunci când trebuie să-i gotăm. Suntem cei mai bătuți de soartă, umiliți, jigniți și îmi este rușine să, că sunt asistent personal. Corect. Are dreptate, domnul. Are dreptate. Este cea mai umilită, cel mai umilit segment de, cum să zic eu, de lucrători, de muncitori din România. Dom'le, să muncești 7 zile din 7. Fără libere, 365 de ani, 365 de zile pe an, non-stop 24 din 24, arată mie în România sau în lume, pe glob, cineva care lucrează pentru salariu minim pe economie. La timpul ăsta, la timpii de care v-am zis, 24 din 24, 7 zile din 7, 365 de zile pe an. Arătați-mi mie dacă pe planeta asta există cu salariu minim pe economie care să lucreze atât. Evident că în acte e trecut cu 8 ore, e clar. Domne, da, da, asistentul muncește 8 ore. Ia uite ce spune actele. Normal, în acte toată lumea muncește pe 8 ore. Dar la fața locului asistent personal stă 24 din 24. Și gândiți-vă că sunt asistenți personali care chiar au acasă o persoană cu dizabilități atât de gravă, încât tu ne-i compătimești. Omul da, ăla la noi asistentul personal este condamnat la izolare pe viață. Așa spune doamna... Adevărat. Ildico. Sunt multe persoane cu dizabilități care toată viața lor au trăit și trăiesc în continuare izolare. Văd lumina soarelui doar de pe un geam. Atât. De multe ori nici părinții nu mă scoate afară pentru că s-a îngreunat, s-a îngreșat, s-a mărit, s-a asta și mămica săraca sau tăticul, eu știu cine are grijă de el, nu mai poate să-l scoată măcar să-l ducă în fața blocului sau să-l scoată undeva în grădină sub patul de vie. Da, nu mai poate. Blocurile au fost făcute și la alea cu 3-4 etaje au fost făcute fără lift. Marea greșeală când au fost construite, sincer să fiu. Exact. Și mulți oameni stau acolo săraci, pentru că asta e, acolo e locuința, la etajul 4. Ce să facă? Nu are posibilitate să-și cumpere sau să-și... instaleze un lift cumva, poate pe exterior. În toate orașele din România, mă gândesc că sunt acelea sistem după timpul ce aușesc cu acele blocuri cu 4 etaje care n-au un lift, mă, nene. Exact.
N-au lift. Și mor Exact. mulți acolo din cauza bătrânii, când nu mai poate, îi găsești acolo, pentru că nu mai, nu poți funcționa. Exact. Da, marea greșeală și na, nu mai, oamenile foarte greu să coboare, se vede lucrul ăsta, să urce, atâtea etaje, de la ai spus și el. Nu știu, și nici nu văd o ieșire, pentru că lumea vorbea într-un timp, mă uitam așa pe grupuri și mai citesc câteodată și mă bufnește și râsul când văd tot felul de... În fine. Și mă uitam, la un moment dat, o chestie interesantă. Spunea cineva, domne, ar trebui să facem un sindicat mare al asistenților personali. M-a bufnit râsul, pentru că nu se poate așa ceva. Nu se poate pentru că nici mămicile nu sunt unite. Uitați-vă pe grupuri că s-au spart și mămicile între grupuri, și-au făcut fiecare grupulețul ei, unde are 7, 8, 10, 20 de mămici, dintre care doar una sau două comentează, restul doar se uită. Deci nu există. Plus că lupta sindicală în România este egală cu zero. Pentru că tu ți alegi un lider sindical, ăla la un moment dat îl trimiți, spre exemplu, să negocieze cu ANPD-ul sau cu, nu știu, un parlament să vorbească de... Păi vine ăla de la ANPD, bă, domniță, ia cioc mic puțin așa, ești liderul sindical de unde? De la Târgu Jiu, așa, și... Păi știți că vrei și noi, uite așa, să modifice drepturi, să... Ia vină cu aceea, că te trimitem la mare să-ți revii puțin, te-ți dăm o vacanță, să-ți dăm... Gata, s-a poleit. Uitați-vă că toată clasa sindicală din România, la tot nivelul, la tot ce vreți dumneavoastră, la sanitas, la învățământ, la au intrat, au făcut sindicat, au ajuns lider de sindicat, președinte sau cum se numește, mama after, mama drafter, și acum este la masă cu politicienii. Mulți dintre ei stau la masă cu politicienii și bat împreună pintenii și se duc împreună în excursii și în concedii cu clasa politică. Păi băi, eu te-am trimis acolo să-mi negociez viața, mă, să-mi negociez salariul. Să-mi pui drept în practică. Păi tu te duci și stai la masă cu Orban și cu Ciolacu și cu la cafele și la vânătoare. Vedeți? Da, Alina Crețan spune așa. Eu și mi-au îmi întârzie salariile la Drobeta, Turnul Severin și în tot Mehedințiul. Deci se întârzie salariile asistenților. Doamna Ildic o spune așa. Problema cea mai mare este la noi că putem discuta mult și bine, dar nimeni nu te ascultă sau nu te bagă în seamă. Na, exact ce discutam. Corect. Asta cu salariile asistenților personali este vina primăriilor. Pentru că au tocat de multe ori bani în alte treburi și știți foarte bine, spre exemplu, la noi la Târgu Jiu a fost într-o iarnă o problemă pentru că primarul din Târgu Jiu a trebuit să pună beculețe în oraș și să îmbrobozoneze oraș. Și de unde a tăiat fonduri? De la asistenții personali. Bineînțeles, a aflat presa, a început să fie scandal după aia, știi că asta e. Deci e vina primarilor în primul rând, pentru că nu știu să-și gospodărească fondurile și cheltuie cu totul și cu totul în altă direcție. Total. Îți aduci aminte că la începutul anului, spre sfârșitul 2019, știi că s-a schimbat guvernul, s-a schimbat președintele și nu era făcut bugetul. De unde crezi că trebuia să tai? De la persoane cu dizabilități și de la asistenții personali. Că acolo nu erau făcuți banii pentru buget către primării. Da? Aduți aminte că multe situații au fost venite de la guvern. Și primăriile nu aveau cu ce da, erau tare disperate că nu prea aveau resurse. Nu am ieșit noi în stradă atunci când a fost chestia cu bugetul zero. Da, și doamna Firea mi-aduc aminte că a atras atenția, zice, nu avem bani, pentru că voi ați calculat pentru anumite lucruri și nu ne-ați dat și banii pentru persoane cu dizabilități. Și știu că a fost o discuție de asta amplă. Exact. Că ne-a stăiat 25% din venituri, știi că a fost că au primit mai puțin... Dar știi ceva? Nici n-am văzut la vremea respectivă primar să iese în stradă să protesteze. Au ieșit asistenții personali și handicapații. Mă înțelegi? Primarii au stat în birou. Mă, că ies proștii și noi stăm aici pe urmă. Și bineînțeles, au trimis bani până la urmă, că n-au avut ce face, că luase amploare la nivel național. Adică cam aproape în fiecare județ a ieșit în stradă atunci în februarie. Dar foarte puțin. De exemplu, la Târgu Jiu, eu n-am ieșit decât 50 de persoane am fost în stradă. Eu și cu alți 49. În rest, din 11.000 cât are Gorjul de persoane cu dizabilități și deși s-a făcut tam-tam, s-a știut pe Facebook, s-a răspândit, s-a dat în presă, toată lumea a știut că ne-a dat la știri. Da? N-am ieșit decât 50 la Târgu Jiu. Păi și atunci, pentru ce să te lupți? Eu la ce să mai ies? Stai cu cine? Aici, eu am organizat două meeting-uri. Eu personal, două meeting-uri. Ne întoarcem iarăși la persoane care ajung într-o funcție, mă refer și la persoane cu dizabilități acum, care nu pledează pentru persoana cu dizabilități, nici doi bani mai de pe celălalt, uite de unde a plecat și
Lucrul ăsta, din păcate, se vede în relațiile dintre persoane cu dizabilități. Dacă unul e mai bine sau e prin Parlament, e nas în nas cu ei acolo, nu mai contează călcarea pe brațe, umilița care o... el e acolo. Ce mai contează că ești tu Vezi, de rămas aia nu acolo? putem fi uniți. Pentru că nu suntem uniți. Nu, avem niște chestii, adică mergem împreună o perioadă, după care se alege praful. Parcă și noi suntem cretini la cap, handicapații, mă, nu știu ce avem. Bine că și noi suntem tot români. Nu putem fi suedezi. Nu avem cum, nici noi handicapații, știi cum e. Dar degeaba sunt câțiva, degeaba se Așa, mută mergem doar ca unul băile. sau doi. Pentru că și la ușa primarului sau președintelui sau oricare vrei tu, prim-ministru, zice, dar doar tu ești, doar tu sau doar voi, dar restul unde sunt? Din Exact. 700 de mii, 800 de mii. Deci eu când m-am dus să iau aprobare la Târgu Jiu, de la primăria Târgu Jiu, ăla m-a întrebat. Zice, domne, păi da, numai dumneavoastră singur sunteți, nu aveți cumva vreo asociație în spate, vreun ONG, cum așa, veniți să luați aprobare? Și da, domne, am venit de nebun, eu singur vreau să demonstrez în stradă singur și cu asta, bă, dacă mai vine cineva lângă mine, o mai vine, dacă nu, nu. Au venit 50, 49, ți-am zis, cu mine 50 în frunte. Mă înțelegi? Dar m-au luat la oic, păi numai dumneata? Și aveau dreptate oamenii. Că în Târgu Jiu, în Gorj, sunt 11.000 de persoane cu dizabilități. Gândește-te, plus însoțitori și așa mai departe. Am fi o mână dacă ne-am uni și asta. Dar cu cine să te unești? Că e nu e, domne, ăla e frig, ăla nu știu ce, e frică că-i taie Ăla e primarul pe. frică că-i tai pensia, ăla e frică că nu știu ce mai pățește. Toți acasă și asta este. O să stau și eu și de-aia m-am retras în ultima perioadă. N-am mai făcut, nu Da, m-am ideea e acordat. că oamenii au înțeles că nu trebuie făcut război frumos acolo, dar să vadă că vin și oamenii. Zice, domnule, uite, sunteți mulți, înțelegem, acum vedem și noi că sunteți o mână serioasă de oameni care aveți nevoie. Dar unde sunt oamenii care au nevoie? Ca așa, cum se duce și Cosmin Jurcan, fără persoane cu dizabilități. Zice, da, domnule, vă văd cu mâini, cu picioare. Dumneavoastră nu aveți nevoie de rampă. Păi cum să vă putem aproba ceea ce doriți? Zic, în timp, unde Exact. sunt restul care, pentru care pledați? Adică, nu. Adică e greu și pentru oameni de genul ăsta. Suntem mai răi decât cei sănătoși, din păcate, zice. Da. Iată că coronavirus n-a adus un beneficiu în viața persoanei cu dizabilitate, ci a adus o separare totală. Nu, Fiecare pe barba lui. ne-am izolat mai rău. Și ne-am mult mai rău. Nici măcar nu mai ținem legătura pe Facebook. M-am uitat că între noi, persoane cu dizabilități, sunt oameni care sunt pentru corona și sunt contra corona. Adică, și Da. este atât de mare înverșunarea între a recunoaște că există un virus și a nu recunoaște sau a nu-l accepta, spune că totul e minciună, totul e o vrăjeală, încât ți-e frică să mai scrii ceva pe Facebook. Sau ți-e frică să mai vorbești cu un prieten sau pe care înainte îl știai prieten și vorbeai cu el pe Facebook regulat, în momentul în care îi spui, bă, nene, mie mi-e cam frică cu virusul ăsta, cred că e o problemă. Bă, ești nebun, n-ai văzut, n-ai citit, e Bill Gates, e 5G-ul, e... Mamă, și te retragi, știi, când vezi din asta. Bă, frate, gata, nu mai mă bag, nu mai supăr, că să supăr omul, îmi dă cu 5G în cap, dracului. Da, faptul că nu este asistenții personali la protest se datorează faptului că cei de la DEA, GSPC Craiova, pe asisteni, amenință cu desfacerea contractului de muncă. DEAS. Da, așa Ceea da, ce este un lucru fatal pentru și îngrozitor pentru o democrație. Este ceva de neimaginat. Adică poate numai în mama Rusie să se mai întâmple așa ceva. Ca cineva din DGA să facem contractul de muncă dacă faci gât. Păi asta este pistol cu apă față de dacă se întâmplă lucruri din asta. Păi uite-te. Că din păcate se întâmplă să-ți bage pumnul în gură cu unele lucruri. Așa, Corect. știi? Era o vorbă, reținut o vorbă de prin capitala noastră dragă și scumpă, spunea așa, că noi suntem niște pușcăriași în libertate care ne câștigăm existența. Exact. Și atunci. Iată, doamna Rodica spune așa, în alte țări, singurele zile libere ale asistentului, cineva din asistență socială se ocupă de persoana bolnavă de la mâncare până la baie,
Vin cu o mașină și îi duce, stai așa că e interesant, îi duce cineva, iar părinții mai respiră un pic și toate dispozitivele gratuite pe care la noi nu le avem și prețuri imens de la dispozitive, sunt foarte mari la sat. Așa, luminița Leahu, din cauza șicanelor dintre Aldain Georgescu și prefectul Pavel. Nu știu, cred că știi tu, cred că ești de la Gorj ăștia, nu? Nu, doamna Leahu nu știu din ce județ este, nu știu. Da, nu știu dar să ne explice care e Adică, șicanele. ba da, mi se pare că din Gorj este, ba da, ba da. Ba Ba da, da, se pare că din Aldain Gorj. Georgescu și prefectul Pavel, nu știu de ce județ și dacă vor să spună ce șicane, pentru că care sunt problemele, că asta nu înțelegem. Dacă tu știi ceva, ne poți spune să ne luminezi, că oamenii s-ar putea Nu să știu zică ce, nu știu despre ce ce vorbim. să zic, mâncătorii sunt. În toate județele din țară se mănâncă clasa politică, prefectul cu suprefectul, președintele Consiliului Județean cu primarul, Ah, deci cred că e peste tot, vorba cred de, că. nu, Mehedinți, cred că e vorba, pentru că răspunde că se întârzie salariile la Drobeta Turnu Severin și Mehedinți. E comentariul răspuns la doamna Luminița Leahu, la ăla răspunde și e clar că acolo s-ar putea să fie acestea. Da, ne poate, Da. cred că acolo. Sunt județe unde întârzi salariul sau chiar nu se vor Da, mai dar să plăti știi că câteva luni. Pentru... și în Franța, de exemplu. Da, prefectul vrea ceva, primarul vrea altceva cu Consiliul Județean, cu președintele Consiliului Exact. Județean. Pornind și cu grindă și cu mai mulți care sunt acolo președintele de partid și unii se șicanează pe alții și județul suportă. Da, Exact. suportă. Da, Exact. suportă niște consecințe mizerabile. Și se acuză unii pe alții, na, gratuit acolo, în definitiv. Dar știm că PNL vrea puterea și nu pot obține, pentru că cât timp în 20 de ani, mai bine de 20 de ani, în Franța, PSD a condus și conduce. Și oamenii sunt mulțumiți de ei. Ce să faci? Acum vii tu și faci. Știi cum e? Monitorul de Franța este ziarul de casă al primăriei. Da, domnule, trebuie să le aibă cineva. Ca în orice județ, zice, există un ziar care promovează activitățile primăriei. E normal și peste tot se întâmplă lucrul ăsta. Nu-i nimic anormal. Ziarul de Franța este al PNL-ului și dă cu atacurile ca întotdeauna. Deci ei s-au împărțit în două acolo și așa se întâmplă. Și cred că și la voi, în Gorj, sunt unii pro și Bineînțeles. alții contra. Bineînțeles, peste tot. E, și lucrul ăsta nu aduce un beneficiu nimănui. Astfel de scandaluri, astfel de mâncătorii, astfel de frecușuri. Și Exact. îți poți imagina că și dacă PSD vrea un lucru, domnul Ion Ștefan să zică că el e omul cu banii pentru dezvoltarea proiectelor europene și a mediului și a orașului, știi că trebuie să dai niște bani pentru proiect. Blochează, zice, toc, noi, eu strâng rubinetul și dacă vrei tu de la PSD, demonstrezi că nu poți să faci, că eu sunt cu banii și strâng rubinetul. Și pa! Corect. Și atunci omul ce să iasă bine, nu poate pentru că are rubinetul strâns de la domnul celălalt. Și ce să facă? Că s-ar zbate el să... Cei mai Corect, așa avantajați este. sunt PNL, primarii, pentru că ei au un guvern PNL și atunci nu mai sunt probleme, au drum liber la tot. PNL-ul, hai că să vorbim și de politică, a făcut cea mai mare greșeală PNL-ul a vieții lui când le-a tăiat Astora Macaroana și cu moțiune de cenzură și ce au făcut ei. Bineînțeles că cu ajutorul PSD, că tot ei și-au tăiat și le-a dat lor puterea, a venit și pandemia peste PNL și acum să-i vezi la alegeri că eu vă dau așa un verdict, mai mult de 10% nu cred că vă mai lua PNL. Iar Nu cred PSD că va poți veni să... pe cai mare acum, se pare. Păi da, îți dai seama, nu, dar din spate vine pro-România. Reține. Mă rog, acolo mă abțin, că nu, n-aș vrea să... Acolo au luat oamenii din prim PSD și acum e lupta asta între PSD și pro-România, știi foarte bine. Eu știu, USR se da. luptă Cine cu PNL. mai are încredere în domnul Ponta,
Înseamnă că avem o problemă. Domnule, a fost prim-ministru. În momentul în care a luat foc colectivul, ce a făcut primul lucru? Și-a dat demisia, a plecat omul. Asta este, atât a putut face. Adică, știi cum e? Când e la greu, în loc să pui guvernul să lucreze, să scoți chestia din impasa alea, ce ai făcut? Mi-am dat demisia, am plecat, spălați-vă omul pe cap. Păi dacă e vorba să conducem așa, atunci săracul Ștefan cel Mare se învârte în mormânt și așa mai departe. Păi Moldova a mai fi avut conducător bun. Am avut, dar uite că în ultimii 30 de ani au luat unii niște unii care nu știu ce să facă cu țara. Au dat unde colo. Când nu mai pot unii, aruncă ciolanul la ceilalți. Și tot așa, trec la unul altul. Dacă știi, te-ai uitat la statistica aia de 30 de ani, cum și-au dat ciolanul unii altora și erau unii lângă alții, știi? Bineînțeles. Eu tot timpul am spus că dacă te-ai uitat nu știu pe unde, cred că Cosminu avea și a publicat-o el la un moment dat pe Facebook. Din 90 până acum, cum și-au schimbat portofoliile și împreună erau cam egali cum și-au împărțit țolanul. Păi știi cum se întâmplă cu clasa politică? Ceva de genul, noi doi ne judecăm în instanță, da. Noi doi ne certăm, spre zicem, și ne judecăm în instanță. Și fiecare are câte un avocat. Eu am avocatul meu, tu ai avocatul tău. Dar avocații noștri, după ce ies de la proces, se duc și bea amândoi și râd de noi, știi? Uite, bă, proști, hai că noi le luăm banii și la unul și la altul și dă-i dreacului de noi bem în continuare o cafea, mergem la gagici și așa. Deci cam așa face clasa politică de 30 de ani. Ei au trăit bine mersi, că au fost roșii, că au fost albaștri, că au fost galbeni la putere și au schimbat pălăriile puțin și în rest au rămas aceiași. Corect, au schimbat pălării, dar s-au schimbat și dintr-un partid în altul, că știi că au mai făcut plimbările astea, de joi prima dată. Ca asistent personal, zice așa, am contestat că nu depinde de culoarea politică faptul că nu ne primim drepturile salariale. La fel se comportă toți, din toate instituțiile statului. Sunt de acord, stai așa că are, de acord cu furtul, în situația când ne adresăm pentru a cere sprijin. Asta este. Noi nu avem reprezentanți, nu avem, dar de 30 de ani. Vizibilitatea nu a avut. A avut așa câteva ONG-uri care... Păi da, nu, că există pe acolo, de exemplu, un Aștileanu, mi se pare că există un Chisăliță, nu mai știu, mai sunt? Păi și ce au făcut pentru... Există doamna Daniela atunci? Sunt mulți. Daniela Tonci, Mădălina Turza, care s-a bătut cu pumnul în piept că rezolvă multe din problemele persoanelor. Gândește-te că a fost și domnul Tomescu. Da, domnul Tomescu. Tot persoană cu dizabilități, cu afecțiuni de vedere și asta. De vedere, da? Da. Mare lucru nu s-a întâmplat. Asta e problema. Că nu se întâmplă și multe lucruri n-ar fi. Dizabilitatea nu e atât de complicată. Dacă s-ar respecta un singur lucru. Constituția României, drepturile omului. Domne, fiecare om, că e sănătos, că e negru, că e chinez, că e țigan, că e ce vrei tu, are dreptul la viață, are dreptul la învățătură, are dreptul la sănătate. Persoana cu handicap trebuie ajutată, trebuie să-i faci o rampă la școală. Un veceu la... Deci trebuie ajutat puțin. Da? Da, și școală, puțin financiar. Și în afară. Și... Vai, cum accesibile. Exact. Sau pune de 30 de ani, de 30 de ani. Și să vină să nu se aștepte cine în stare. Un autobuz sau tramvai accesibil. Cine e vinovat? Când legi sunt. Deci legi ești a obligat CFR-ul să adapteze, obligat RATB-ul să adapteze, mijloace de transport în comun și așa mai departe. Există legislații. Dar nu se pune în practică. De ce? Pentru că nimeni nu se ține de capul lor. Aruncă pe tine, handicapat, să te duci tu să dai judecată. Tâmpenie. Păi, inestetic, nu arată bine în oraș, nu arată bine la instituțiile statului să ai o rampă. Păi bun, atunci să scrie pe ușă, cum n-ai voie cu câine în instituție, să scrie acolo. Handicapații n-au ce căuta în primăria X, că nu are rampă. Noi nu putem modifica. N-ai voie. Legea 448 spune că ai voie. Recent, o tânără din... Iana Ada, o știți cu toții, a pățit-o bine mersi, a lăsat-o cu câinile ghid în magazin acum câteva zile în urmă, da? Și
Și nu e singura. Daria Domn și-a pățit același lucru. Și cred că multe alte persoane cu câini închis, da, nevăzători, care sunt destul de pasnici acei câini, care nu creează probleme, să nu-i lași și să încalci legea flagrant și poliția să vină să spună, oarecum, nu de competența noastră, am o problemă deja. Înseamnă că ții cu... Că lasă că, cum zice, proprietarul decide cine intră în magazin cu câini și cine nu. Că e mare, că e mică. Dacă am ajuns așa să ignorăm... Asta pentru că nu se respectă legile. Proprietarul cu amenda pentru gafa asta. Asta înseamnă că mâine pe mine să-mi interzic să mă intru cu căruciorul prin magazinul tău, că îți murdăresc de pe roți, îți murdăresc magazinul. Păi... Da. Se va ajunge și așa până la urmă, că ăla zice, domnul, eu sunt patron, primesc în magazin pe cine vreau. Da. Păi nu mi se pare corect, pentru că magazinul este deci, instituție publică, nu e neapărat numai privat. Adică în Dita mai Cluj se poate întâmpla lucrul ăsta, dar ce pretenții să mai avem într-un oraș mai mic? Nu? E... Nu știu. E strigător la cer. Asta e problema. Și dacă noi nu rezolvăm problema asta, pandemia... N-a schimbat România. Da? N-a schimbat-o. Și nici viața persoană cu dizabilități. Și va fi mai grea. Cum noi am anticipat înainte de în starea de urgență. Și când am avut ultima discuție, cred că eram în starea de urgență. Da, da, nu s-a schimbat. Și că viața lor se va schimba. Meserii vor dispărea. Mâine, poi mâine. Dacă mai intrăm din 2-3 ori în stare de urgență, fi sigur că unii se pun pe butuci. Da, clar, clar. Multe dintre terapiile persoanele cu dizabilități le fac vor dispărea. Acum să fim sinceri. Sunt unele dintre ele care în contact cu omul și nu știu cât se mă vor mai risca. Mai bine și-ar aduce robot câteodată. Păi uite, hai să zic ceva. Eu în luna martie aș fi avut programare la Techerville pentru la spitalul de recuperare. Da. N-am mai putut să ajung. Ce ne facem? Că mulți dintre noi suntem obligați să facem recuperare pentru că Comisia de Evaluare la Pensia de Invaliditate își cere, lista, își cere plan de asta, de recuperare. Unde ne vom duce anul ăsta? Nicăieri. Și când te duci la comisia, o să zică, domnule, nu-ți mai prelungesc gradul de handicap, că n-ai venit cu... Păi e spitalul de recuperare, băile Felix, care a funcționat din data de 25 mai și oamenii au venit la tratament, să știi. Păi știu că și la... Din păcate s-a dublat prețurile, adică eu data trecută am plătit 4.500.000 și am 9 milioane și ceva, 10 milioane. Bun, doamna Ieldico spune așa, nu rampa e inestetică, ci persoana cu handicap strică peisajul. Doamna Alina a crezut că câinii sunt mai drepți decât mulți oameni. Doamna Rodica, unde să intre persoana cu dizabilități în instituții când majoritatea nu au rampă? La mine în oraș cele mai importante instituții nu au rampă. Unde stau, doamnă? Să știm și noi. În ce oraș? Spuneți-ne și orașul. Și spuneți-ne și instituțiile în care nu sunt. Să știe toată lumea, doamnă. Bun. Da. Vezi? De fapt, nu rampa sau WC-ul sau altceva e problema. Problema e persoana. Asta se spune doamna acolo. Dacă am ajuns să... Păi nu s-au gândit nicio clipă că exact cum spuneai, mâine, poi mâine pot fi lângă noi. Se pare că treaba asta cu egalitatea în perioada de stare de urgență nu a rezolvat problema nicicum. Au revenit la acea stare. Nu i-a schimbat. Bineînțeles. Bineînțeles, eu mă uimeam cu... eram foarte uimit pe perioada stării de urgență când toată lumea spunea, domne, ne vom schimba acum, ne vom... după ce va trece chestia asta, o să devenim mai buni. Nu, ne-am întors la aceleași cioace. Vom fi și peste vreo 10-20 de ani. Tot aceeași nație, tot cu aceleași apucături, tot cu aceeași nepăsare și cu aceeași față de persoanele bolnave sau față de... Păi, e o jale. Deci eu am fost la spital... Fraților, am fost la spital cu ambulanța, mi-a fost rău, am făcut, mă rog, din cauza astmului și a venit ambulanța și m-a dus la spital. Am stat 45 de minute în salvare în fața spitalului pentru că trebuia să aștept rândul acolo, mai eram cu salvare în fața. Că vorbeai despre termometre, mi-a pus asistenta termometru în cap și zicea, oleu, aveți 38.
După ce l-a scuturat, după ce l-a scuturat puțin și mi l-a pus în cap, a, aveți 37. Haideți, intrați înăuntru. Și zic, bun, cum să intru înăuntru? Unde? Păi uitați, intrați aici, în, lângă spital, este amenajat o contact. O chestie de tablă. Deci nu te mai bagă în spital, te bagă la triere, da? Și acolo m-am dat jos, fraților, în patru labe, în patru labe, de-a bușelea. Și am intrat pe mâini în acea acolo. S-au uitat alea două asistente la mine, au rămas trăzite. Dom'le, cum merge așa? Păi cum vreți să... Păi vedeți? Asistentul personal n-a avut voie cu mine în salvare, m-au luat salvarea singur. Și m-am târât pe mâini, pe jos, pe mizeriile alea pe acolo, pe toate bacteriile care erau în colivia aia acolo și m-am urcat pe patul ăla ca să-mi facă control. Și după aia m-au trimis la alt spital, de la alt spital la alt spital. Vreo 4 ore m-au plimbat cu salvarea prin Târgu Jiu. Asta a fost experiența mea de persoană cu dizabilități în România. N-am spus-o până acum, e prima oară că o spun cuiva. Noi persoane cu dizabilitate, apoi spune doamna Rodica că din Petroșani, iar Alina ne spune că mai răi vom deveni. E normal. Da, deci este normal. Este groaznic ce ți s-a întâmplat și nu cred că ai fi singura persoană. Știu, nu, sunt convins că nu sunt singur. La Motoșani, o persoană n-a avut nevăzătoare, n-a avut voie cu un soțitor și a fost ținută acolo fără să o ajută nimeni. Trebuia să strige. Ea fiind mai timidă, mai greu de așa. Dar este greu să nu lași cu un soțitor o persoană nevăzătoare. Cum se descurcă? Iar ei n-au avut nici bunul simț să corect. Hai. Dar știe cineva treburile astea? Puneți unul din asistenții medicali să se ocupe de acele persoane cu nevoi speciale. Nu le lăsa acolo dacă nu lași pe un asistent sau ceva personal sau însoțitor. Nu? Asta e. După ce că și așa suntem bătuți de soartă cum suntem și așa, când ajungi la instituții din astea unde îți cauți sănătatea sau unde îți cauți un răspuns, ești umilit. În primul rând că nu poți să intri acolo. În al doilea rând, comportamentul unor oameni care pur și simplu te tratează ca pe un animal. Ca pe un animal. Deci mă uit câtă răime și câtă dușmănie există în omenire față de aproapele tău. Deci nu pot să cred ce timpuri pot să, în ce timp am ajuns să trăim, să ne urâm unii pe alții, să ne dușmănim atât de rău. Mai rău ca câini, mă. Mă, mai rău ca câini, mă. Întrebare. La fel erai tratat și înainte de pandemie sau în această pandemie s-a înrăutățit situația acolo unde ai fost tu? Așa era și înainte acolo, adică intrarea în e bine că e complicat. Comportamentul oamenilor, bun, să știm că cu rampele și cu asta nu s-a schimbat nimic. Comportamentul este mult mai urât acum după pandemie și în timpul pandemiei. Mi se pare mult mai, lumea a devenit mult mai rea și mult mai indiferentă și mult mai, adică lasă-mă și da. Păi, dar uite-te la ce scrie lumea pe Facebook când moare câte unul la ATI. Lasă, domne, că a murit de ăsta, a avut tensiune sau a avut... Păi, totuși un om, mă, cum poți să spui a murit? Nu să scrie acolo, Dumnezeu să-l ierte. Ce să mai ia, mă, că lăsă... Băi, oameni buni, dacă ne vedem multă lume, nu știu, dați mesajul ăsta mai departe. Da, știți câți bani primește? Știți câți bani primește un om care moare? 500 de ron. Indiferent de ce boală moare, atât îți dă statul ajutor de mormântare. Asta ia, cel care rămâne în urmă, familie. Robert, povestea a pornit că Realitatea TV sau România TV. Nu, România TV, da. A publicat câteva scrisori de la niște cetățeni care au fost internați, care le s-a spus că ca să le se treacă COVID în certificatul de deces, să li se dă o sumă de bani de 2.000 sau 3.000 de lei în schimbul acestei diagnostici. Costele, eu nu contest treaba asta. S-ar putea să se fi întâmplat treaba asta. Eu nu contest. S-ar putea. Că în România se poate întâmpla orice. Dar eu, ca și cetățean, în momentul în care scriu și văd o astfel de chestie, chiar n-aș putea să scriu Dumnezeu să-l ierte și atât, să nu mă intereseze câți bani a luat, dacă a luat sau ce a făcut sau nu știu. Deci mi se pare dezumanizant să mă gândesc la omul ăla când a murit la ATI,
Că a avut diabet, dar ce măi, lasă-mă că a avut diabet, sau a avut tensiune, lasă-mă că i-a luat familia banii, că nu știu ce, nu știu cum. Deci, nu, numai aici mă gândesc din punct de vedere uman. Chiar nu pot să Da, scriu un Dumnezeu să-l ei, odihnească. ideea că și așa murea, că și așa era bolnav. Că Exact. majoritatea ci că mor că sunt bolnavi și înstrecuți cu coronavirus. Sunt Dar, Costele, persoane dar dacă moare care tăticuțul lui, li se ține ascultă-mă, viața. Da. dacă moare tăticuțul lui, nu mai scrie așa pe Facebook, frătică. Mă înțelegi? Sau Dar unica dacă lui moare sau ceva. altcineva, nu ne interesează. A murit ăla, să fie, să și așa murea. Da, dar dacă era tatăl tău, dacă era fratele tău, dacă, Doamne ferește, ar fi copilul tău, că mă uit și la boșoroși din ăștia care scriu pe Facebook ei, că ei știu tot, au citit, ei știu, mamă, te uiți la el, săracul și n-are decât 4 clase, n-a citit o carte în viața lui și el știe, domne, ocultă, a auzit și el de 5G și scrie acolo pe Facebook chestiile astea. Bă, dar dacă copilul tău se întâmplă să moară, tu îl știi sănătos și moare de COVID. Nu fie a fost sănătos, că poate a avut o boală ascunsă, dar nu a știut nimeni că ce, tu știi că ai tensiune? Nu știi. A, ți-o iei astăzi, zici, o ai 12, dar poate după o oră de zile, după o oră, o ai 18, habar n-ai. Tu poate ești hipertensiv. Nu știi. Și te duci la spital și, domnule, eu n-am avut nicio comorbiditate, am murit, pur și simplu, asta e viața. Mă înțelegi? Da. Dar vezi, omul nu Oamenii, când gândește. e vorba de alții, vorbesc atât de liber, dar când e vorba Păi de vezi? ea, înghețe Păi vezi? să schimbe ideea. Păi există acum, numai că nu există și că s-a luat bani. Stai Când puțin că trăiești nu durează experiența, se mult, schimbă dintr-o Costele. dată povestea. Nu va dura mult. Și vor exista atât de mulți morți în România încât o să ne convingem toți. Dacă merge în ritmul ăsta, eu vă dau scris prin octombrie. Eu și așa din mai vă spuneam și vorbeam cu prieteni de când s-a dat starea de urgență. Fraților, din mai când s-a ridicat toate astea și eu am știut că românul o să bulzească ca voile, să ducă Da, capetele dar uite, înainte, nici orice nu este treabă. aproape viață normală, nu există Așa. nicio... S-a Și dat de așa. atunci Deci, am spus s-a că în anunțat. iulie spitalele vor colcăi de bolnavi. Uite că așa s-a întâmplat. Să nu Da, vorbesc că în uite, deci septembrie-octombrie Lombardia se mută în România. s-a știut clar că după ce se ridică starea de urgență, se știa clar că românii vor da tunul. Și clar că se știa că o să crească. S-a zis că o să ajungem la 800 pe zi. S-a spus că vom ajunge la 1600. Și s-a mai spus recent că vom trece și de 2000. Și sunt fel convins că în septembrie vom cam intra la de unde am ieșit în mai. Exact. Acolo ne vom duce pentru că lucrurile vor deveni atât de periculoase încât ia cred că vreo 3 luni acasă vom sta. Vă spun acum la ce ne așteptăm. Și eu spun 3 luni același lucru. ușurel, așa. Dar nu poți să discuți pe Facebook cu oricine pentru că lumea te înjură. Da, clar. Ei zic, Deși în bă, sinea ce lui avem e frică. Deși în sinea lui, omului ăla care scrie pe Facebook că nu există virusul sau că nu e, că e o simplă gripă, sau el în sinea lui, undeva în colțișorul lui, el crapă de frică. Dar în spatele butoanelor și a Facebook-ului și a telefonului e Ștefan cel Mare, știi? E? Da. Când îl va Da, lovi pe doamna el el sau pe unul din diconescrie familia așa. lui, Doamna el diconescrie. La Dej se schimbă bordurile și trotuarele vechi de 9 ani care au fost accesibile, se fac trotuar nou cu borduri total neaccesibile. Am sesizat primăria care, ia să vedem, să vedem acum ce ne o dă, care a transferat responsabilitatea constructorului care la rândul lui a explicat că la banii pe care îi primește nu se poate face mai mult. corect. Mai zic ceva. Da, vezi? Costele, trebuie să te... Costele, Da. trebuie să te las. Mulțumesc, Dacă dar e, mai mulțumesc facem pentru într-o tot ce seară faci câte o pentru mine plenară din și pentru asta. între timp, dacă nu ne vom opri aici, îți mulțumesc tare mult pentru toate explicațiile, pentru toate gândurile bune. Îți doresc mult succes și multă sănătate ție și familiei și să fiți sănătoși, să auzim doar vești bune de la tine. Doamne, Doamne Ne mai ajută și ție și aveți grijă de voi. auzi? Ne auzim noi în toamnă și să vezi, poate vorbim în starea de urgență mai mult. Bun. Cu Seara drag. frumoasă, mai bine la tine și salutări la familie. Ceau și ție la fel, Doamne ajută. Doamne ajută. Dragi prieteni, ați auzit câteva de la Târgu Jiu și în această seară. Iată că lucrurile nu sunt atât de simple pentru persoane cu dizabilități. De la începutul pandemiei până acum trăim în aceeași
stare de amorțeală, de somn în viața persoanei cu dizabilitate. O problemă care va continua. Sunt fer convins că pregătim un alt subiect și zilele următoare. Țineți aproape pentru că avem surprize pregătite pentru voi. N-am mai intrat de mult în direct pentru că am preferat să vă aduc de pe Zoom sau de pe Skype persoane să le vedeți, să le simțiți, să auziți povești interesante. Veți mai auzi astfel de povești. Vom mai intra de pe Zoom sau de pe Skype și vom aduce poveștile așa cum sunt ele. M-am bucurat să fiu alături de cu voi. Dacă mai vrea cineva să intre să completeze ce a spus Robert în direct, îl aștept chiar acum să povestim și poate că să lăsați câteva gânduri în direct pentru noi. Dacă nu, ne oprim aici. Mai stăm puțin și dacă nu, punem punct acestei ediții. A fost, cred că, esențială discuția cu Robert. Sper că să luați aminte și trebuie să ne învățați niște lucruri că trebuie să ne protejăm și o facem pentru noi, indiferent că credem, nu credem, important e să, da, vă rog, dacă mai este cineva, dacă nu ne oprim aici, prieteni, ne auzim cu emisiuni înregistrate, pentru că am pregătit multe lucruri frumoase. Mai vrea cineva să intre, să-mi scrie, chiar acum să intre dacă mai dorește sau mai poftește, să ne mai povestească. Dacă nu, ne oprim aici. Ia să vedem. Cineva se mai încumetă? Dacă nu, cred că e suficient pe seara asta. Dacă nu vrea să mai intre nimeni și să auzim doar de bine. Da, seara frumoasă. Seară frumoasă la toată lumea. Păi să ne auzim cu bine, dragi prieteni, dacă nimeni nu mai dorește, nu mai poftește să discutăm. Și sper să luați aminte că viața persoanelor cu dizabilități în pandemie e doar o viață care încă nu s-a schimbat cu nimic. Bun, dacă vrea cineva să mai intre cu mine, îl aștept. Repede, repede. Eu știu, poate mai sunt prieteni care vor să mai completeze sau să vină și cu alte păreri. Și cum au trăit ei pandemia? Dacă au trecut, au avut prieteni cu COVID, cum i-au tratat? Cum și-au schimbat viața? Cum au fost pentru voi alte activități? S-au schimbat ceva în activitatea voastră în perioada asta de stare de alertă, stare de urgență? Cum ați trăit-o? Ce mai faceți voi? Ce ați adus nouă viața voastră frumos, prieteni noi, activități noi, eu știu, evenimente noi, dacă aveți. Mi-ar plăcea să aflu de la voi. Dacă doriți și poftiți, vă stau la dispoziție să intrăm în direct, butonul de intrat în direct și să discutăm. Dacă cineva vrea să completeze, vrea să aducă ceva idei noi, eu îl aștept cu drag. Da, pentru că merită să aflăm de la oameni care s-au zbătut, se zbat, oameni de succes, cum au trecut cu succes și perioada asta, pentru că oamenii de succes, indiferent de pandemie sau nu, au știut să treacă peste momentul ăsta, indiferent că situația de la noi de România nu este roz, dar au știut să depășească și poate au și soluții cum au reușit mulți dintre ei, dacă mai sunt. Poate că mai aflăm și alte păreri, pentru că părerile voastre contează și adunate într-un buchet mare de obiectivitate am putea dărâma acele subiectivisme pe care le vedem la fiecare pas. Dacă e cineva și nu-și dorește, eu îl aștept cu drag. Da, dacă se dorește, cine vrea să intre, să știe că trebuie să intre de pe telefon, că merge cel mai bine așa să intrăm în direct de pe telefon, nu după laptop. Dacă vrea să încerce cineva o conexiune cu mine, să știe că de pe telefon, telefonul să fie orizontal, nu pe verticală, pentru că pe verticală nu funcționează. Și să știți voi cum trebuie rotit panorama aia rotită și atunci veți putea intra și în direct să discutăm și să ne vedem și să și povestim aici despre voi, despre tot ce se întâmplă în lumea în care trăim
Și poate aveți exemple ce se mai întâmplă și în celelalte țări, ne mai povestiți dacă aveți ceva cunoștințe. Nu ne-ar prinde tare tare bine să mai aflăm de la voi câte ceva și din afara țării, pentru că în România știm cum funcționează lucrurile. Păcat că sunt aceste două clase a credulilor, a pro și contra și a celor care nu dau niciun sens acestei situații. Hai să vedem. Să vedem cine ne onorează. Hai să mai încercăm, că sigur vom reuși pentru că se întâmplă ca trebuie să dăm accept. Asta e regula de bază. Bună seara! Am urmărit cu atenție discuția între dumneavoastră și Mircea și mi s-a părut o discuție chiar cu o temă extrem de importantă, chiar persoanele cu dizabilități și familiile care au persoane cu dizabilități. Și, din păcate, cam avem niște experiențe negative. Cât am stat închis în casă, ce a însemnat pentru noi ca și părinți, ca și asistenți personali, persoana cu dizabilități. Ce a însemnat faptul că n-am putut merge la tratament. Cel puțin, fiica mea ar fi trebuit să aibă operație în martie. Asta. Și virusului n-a putut ajunge la operație. În sfârșit am ajuns, avem două și s-a făcut operația care a fost programată. Acum suntem acasă, ieri am fost în fiecare și pot să spun că am avut ca 10 zile în care am avut acces liber să trecem peste graniță și să venim acasă fără să avem restricții ori dintr-o parte, ori din cealaltă parte a graniței. Și pentru persoana cu dizabilitate de mult, pierde mult. Cel puțin noi din martie, că nu am reușit să facem operația, am pierdut păi până acum câte luni? Martie, aprilie, mai, iunie, iulie, 4 luni de timp în care ar fi trebuit să facem recuperare. Este foarte, foarte mult. Deci perioada foarte lungă. Poate pentru un mod, dar pentru o persoană care este dependent de recuperare. 4 luni înseamnă regres enorm de mare. Și, din păcate, mulți nu înțeleg treaba asta. Păi ce, stați acasă, oricum, stați acasă, că așa face de obicei, cam asta este răspunsul multor instituții ale statului. Să înțeleg că facultatea dumneavoastră se descurcă destul de greu sau nu comunică, depinde în totalitate de dumneavoastră. Deci, mai multe aspecte de comunicat pot să spun că comunică, dar din punctul de vedere a motricității are nevoie de sprijin, deci sprijin permanent. Și treaba asta cu statul în casă, deci ne-a afectat enorm de mult. Când am ieșit, și culmea, când am ieșit din casă, am văzut că în jurul blocului se construiesc trotuare noi, care nu sunt adaptate. Se schimbă lumea, dar în rău, deci nu în bine. Este cumplit.
Dar ea cum se simte de autorități, cum se simte de celelalte persoane pe stradă, cum e văzută, cum a simțit-o pe ea, cum simte toată ce se întâmplă? Știți cum este? Având 21 de ani și mergând cu rolator, cu cadru, cu rotile, nu știu dacă știți ce este acela. Toată lumea se uită după noi. Deci, și până acum persoanele cu dizabilități cam au stat în casă. Eu am ținut-o în casă. Pe cât era posibil, am ieșit cu ea. Dar faptul că e o ciudățenie atrage atenția și nu înspre ceva, cum să spun, empatie. Deci oamenii nu empatizează, nu empatizează nici ăla cel mai amărât și nici cel de la conducere cu persoanele cu dizabilități. Și totuși nu depinde de noi de multe ori dizabilitatea și chiar deloc nu depinde de noi dizabilitatea, dar modul în care ne privește lumea și chiar autoritățile este înjositor. Asta este. Ia dacă se simte, ar putea să ne vorbească? Nu, 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 pentru că vorbim pe ungurește în casă și ea vorbește puțin. Deci de înțeles înțelege pe românește, dar de vorbit vorbește, dar puțin, puțin pe ungurește. Deci are vocabular mic, deci nu, nu va să problema este o dificultate mai mare de vorbire și a dizabilității. În legătură cu ce ați vorbit cu domnul Robert, are perfectă dreptate în ce privește relația persoanelor cu dizabilități între, între ei. Parcă o competiție, că eu am dreptul, tu ai dreptul. Iar astăzi, la o postare referitoare la legea care dă la alegere ori combustibil, ori bilete pentru transport, cineva spune că ce mare victorie este că mașinile pot, cei care au mașini adaptate, pot circula. Dar sunt atât de puține mașini adaptate, care au mașini adaptate foarte bine, trebuie ajutat. Dar în situația în care foarte mult sunt total dependenți de mașină și total dependenți de asistență personală, eu nu înțeleg de ce trebuie să fie o discuție chiar de grosolană. Deci mi se pare de cea mai joasă aspectă modul ăsta de, de formulare sau de acordare a drepturilor de, de, de transport. Și vă spun de ce. Deci, eu mă duc cu fica mea de la 2 ani la clinica de ortopedie din Budapesta. În primul rând, când am făcut operația, medicul m-a întrebat cum vă dau hârtie care să mergeți, document cu care să mergeți la primărie să vă deconteze carburantul și pampersii. Și am rămas surprinsă. Deci acum 20 de ani nu era nici, nu se acorda nici bilete pentru transport în comun. Dapoi cum să se acorde decontarea carburanților sau pampers? Deci sunt lucruri care la alții sunt lucruri normale. La noi nu. Deci noi trebuie să ne batem persoanele cu dizabilități în comunitatea noastră ca să se bucure eventual parlamentarii, cei care fac legile.
Deci, nu sunt făcute pentru a fi în folosul persoanelor. Într-adevăr, nu zic că sunt și printre persoanele cu dizabilități, probabil persoane care nu-și merită gradele. Dar nu toți sunt așa. Și cei care într-adevăr se luptă ca să meargă copilul, să meargă persoana să spre bine tratamentul, nu au cum, nu au niciun sprijin din partea autorităților ca să poată progresa. Și asta mi se pare trist, foarte trist. Da, din păcate nu putem să nu se întâmplă, ci că este un lucru în plus pentru dumneavoastră cu toate aceste bariere pe care noi le avem în fața instituțiilor statului și a barierelor de pe stradă pe care le impune toate instituțiile prin construcțiile pe care le fac neaccesibilizate. Deci nu înțeleg rostul accesibilizărilor. Îmi pare foarte rău că nu pot să vă trimit niște poze. De exemplu, la intrările în curțile oamenilor, în loc să facă accesibilizarea trotuarului doar unde este bordura, au denivelat tot trotuarul în așa fel încât sunt trambuline efective, valuri pe trotuar. Deci mergi 5 metri drept, după aceea cobori la vale, că este o intrare într-o poartă, iar urci în sus și așa arată tot trotuarul nou refăcut. Deci un om care nu vede, un om care nu merge cu un cadru sau merge cu un scaun rulant pe bordurile acelea, pe valurile acelea, nu se poate descurca. Și am prezentat situația și primarului. Dar nu are timp, nu se implică și pasează responsabilitatea constructorului. Constructorul. Exact. Deci, cumva a fost așa... Hai să povestim, dar oricum noi facem cum vrem. Din păcate, știți cum e, o mână te spală pe celălaltă. Exact. Când am întrebat la trecerile de pietoni cum va fi semnalizat și pentru cei cu deficiențe de văz sau de auz, cum vor simți că acolo este marginea trotuarului și de acolo încolo este drumul. Și au spus că vor urca drumul la nivelul trotuarului. Deci asta înseamnă încă o trambulină pe șosea, ceea ce mi se pare aberant, că nu o să-l poată face. Și multe alte aspecte care sunt chiar sunt de bagiocură făcute. Nu sunt parcări, da. Nu sunt parcări. Multe primării ignoră ceea ce le spune dumneavoastră și persoane cu dizabilități se chinuie efectiv să funcționeze în normalitate și egalitate cu ceilalți cetățeni într-un oraș mic sau mare. Iar de asemenea cu parcările. Deci în țara asta să găsești o parcare pentru persoanele cu dizabilități este șansă zero. Budapesta. Spuneți-mi cât e de accesibilizat Budapesta. Spuneți-mi cât ungurii se ocupă de persoanele cu dizabilități. Este un interes mai mare față de România? Am și o curiozitate asta, pentru că știm că e o luptă între români și unguri, dar totuși aș vrea să știu realitatea așa cum este. Este situația. Lupta este la București. În rest, nu este lupta aceea care se
pretinde a fi la București. Asta este tema. Vreau să spun că eu m-am dus cu mașina, are semnul cu căruțe rotile și am avut acces în fața spitalului, în parcarea special semnalizată și cât am stat în spital cu fata, mașina a stat acolo și nu am plătit. Când am ieșit de acolo și în alte ocazii când am la vorba să intrăm într-un muzeu, am avut acces liber, fără să spun că eu nu plătesc acolo nimic statului sau știu eu. Deci sunt lucruri care la ei sunt normale. Am fost într-un cimitir cu cineva și acolo, la intrare în cimitir, este intrarea în cimitir. Deci se intră cu mașinile. Când au văzut căruciorul, deci semnul pe mașină, eu întindeam banii și mi l-au refuzat și au deschis bariera, am putut să intru și să ies, fără să plătesc nimic. Oricum, nu aveam numere de Ungaria, că aveam numere românești. Deci tot ce însemna de acces cu mașina semnalizată am putut beneficia și eu. Ceea ce aici la noi în țară nu mi s-a întâmplat. Deci nu este. Deci acolo dacă ai oprit pe un loc de, pentru persoane cu dizabilități și asta sa unei nepoate care locuiește acolo a oprit în fața blocului tău și nu era loc unde să oprească până ce își mai duceau jos bagaje ca să încarce în mașină. Câteva minute au fost sus și când au coborât la mașină aveau amenda mai mare de 1000 de euro acum 90 ani. Păi dacă acolo a fost atunci în jur de 1000 de euro amenda, păi la noi nici nu exista. Dar da, acum ce mai fost 10.000 de lei, adică în banii vechi 100 de milioane. Da, am citit legea, este, legea este frumoasă, dar vreau să văd și eu unde va fi aplicat. Că cei care se opresc pe locurile respective au și un spate protejat. Deci eu, ca simplu cetățean, fără să nu am, deci, să nu am semnul acela pe mașină, dacă aș opri, pe mine m-ar amenda. Dar cel care își permite să se oprească știe de ce se oprește acolo. Și asta e realitatea. Și degeaba anunți că, uite, este ocupat locul, nu vor interveni. Deci nu vor interveni, pentru că eu am avut deja și chiar la Oradea situația de genul acesta când am fost. Și ce poți să faci? Nimic. Mergi mai departe și cauți. La Oradea a stat domnul Cosmin Jurcan pentru multe lucruri aici de accesibilizare, fiindcă încă nimic nou. Nimic. Și cum încă ce mai este în Oradea? Parcările sunt exact de dimensiunea celor normale. Ori pentru o persoană cu dizabilități trebuie să deschizi ușa larg ca să poată intra în mașină, iar parcări nu au și degeaba este pus semnul acolo pentru că nu sunt funcționale. Asta am întâlnit eu în Oradea. În alte părți nici măcar atâta. Ori sunt ocupate și mai ales de cei care eventual știu și cunosc
și au relații și rezolvă situația de genul respectiv. Asta este. Din păcate. Da. Eu... Mulțumesc tare mult pentru timpul care vi l-ați luat să ne povestiți din experiența dumneavoastră că, care o aveți directă cu vita dumneavoastră și cu autoritățile. Da, mi-ar plăcea să putem vorbi despre o normalitate și aș fi bucuroasă să aud și experiențe pozitive. Dar din păcate... Poftim? Așteptăm și noi asta, dar... Da, asta e. Așteptăm. Da. Bine, mă bucur că am putut... Mulțumesc tare mult, să rămână, vă doresc o seară frumoasă și multă sănătate la dumneavoastră în familie. Mulțumesc, asemenea, la revedere, noapte bună. La revedere, la revedere. Dragi prieteni, iată o nouă experiență care face să ne gândim serios unde este respectul pentru persoana cu dizabilitate. Dacă mai vrea cineva să intre, îl aștept chiar acum. Prieteni dragi, dacă cineva se mai gândește să mai intre, îl aștept acum. Repede, repejor, pentru că ne pregătim de încheiere. Haideți! Se mai gândește cineva să mai intre, să povestească cu mine despre cum este accesibilizarea la voi. Dacă COVID-ul, cum este? Dacă a fost în familie pe la voi? Dacă s-a schimbat viața voastră în această perioadă de COVID și ce ați făcut? Dacă s-au schimbat lucruri? Ați învățat lucruri noi? Ceva nou? Aștept și alte intervenții, dragi prieteni. Sperăm să mai fie și alte intervenții, chiar mi-ar plăcea să mai povestesc cu cineva despre aceste situații. Pentru că orice poveste are ceva special în ea, are o informație pe care noi o putem folosi pentru cei de lângă noi, cei suferinți sau cei care trec prin momentul ăsta într-o situație dificilă a dizabilității. Poate că nu au acceptat-o, dar vor înțelege că trebuie să o accepte pentru că nimeni nu va sta să ridice dacă nu se ridică singur și să dea înainte cu tupeu și cu curaj în fața societății, autorităților și să-și câștige dreptul și să-și aplice legea pe care o are. Dacă nu aplică, de multe ori sesizările sunt în van. Dar, totuși, aștept părerea dumneavoastră. Continuăm această emisiune dacă cineva mai intră în câteva minute. Dacă nu, ne vom opri această emisiune și vom pune punct. Dar sper că de la doamna Ildico și de la Robert am aflat lucruri în care nu suntem respectați ca persoane cu dizabilități. Asta e mesajul principal. Apoi, lipsa de accesibilizare e tratamentul vis-a-vis de persoane cu dizabilitate față de România, Ungaria. La Budapesta am aflat că totuși, la Budapesta, oamenii sunt tratați mult mai bine decât la noi în România. Și mai aflăm că COVID-ul nu este de glumă cu el. Luați în serios spălarea pe mâini, purtatul măștii, distanțarea fizică și socială și atenție la fiecare pas pe care îl faceți și cu cine interacționați. Și nu uitați că lucrurile astea nu sunt de glumă. Sunt lucruri pe care le trăim. Iar pandemia n-a schimbat România și n-a schimbat nici persoana cu dizabilitate, nici relația dintre ei, dar nici cu societatea. De aceea, dragi prieteni, este timpul să facem o schimbare în noi. Să nu mai așteptăm la ceilalți să facă schimbare. Dacă vreți, haideți împreună. De aceea, hai să mai comunicăm dacă doriți să mai povestim. Mai este cineva pe fir, mai dorește, mai poftește, dă pe telefon să intre. Panoramă pe orizontală să pune telefonul și putem să de vorbă cu el în direct aici pe Facebook. Cine dorește, cine poftește, linia e încă deschisă. Altfel ne vom încerca să punem punct ediției pentru că nu, ar fi păcat să ratăm încă o discuție interesantă și frumoasă dacă cineva vrea să ne mai povestească ceva, dacă nu, ne vom opri la această oră și la acest subiect să punem punct.
Dacă doriți și mai poftiți, mai e linia liberă. Dacă nu, vă spunem la revedere și pe data viitoare. Nu uitați că o să o găsiți pe YouTube. Mircea Cosel Bratosin, Lumea în Obiectiv. Dați share la această emisiune și la multe altele de pe YouTube, pentru că acolo găsiți, sau de pe Facebook găsiți în videoclipurile mele, acolo multe dintre emisiuni și dintre poveștile interesante și multe emisiuni de interes. Acolo veți găsi. Pe Facebook, pe Mircea Cosel Bratosin, Radio Glas România, România, Lumea în Obiectiv și Comunitatea Albinism România Internațional. Deci aveți unde să găsiți multe materiale interesante, da? Realizate de Lumea în Obiectiv, ediții speciale și de COVID și de ne-COVID și povești interesante despre viață și familie și cupluri cu persoane cu dizabilități care trăiesc o viață normală, egală, indiferent de dificultățile fizice. Hei, dragi prieteni, deci, da, dați like la pagini, intrați și pe Twitter, mă găsiți și acolo, Mircea Cosel Bratosin, și acolo ne vom găsi, și pe Instagram, Mircea Cosel Bratosin, dați de asemenea urmărește la Twitter și la Instagram și ne putem găsi și aici pe paginile acestea de Facebook pe care vi le-am enumerat, dați un like și urmărește și la clopoțel, acolo bifați-l și veți găsi toate activitățile mele. Păi, dacă v-a plăcut emisiunea, dați share, dați-o mai departe, dați tuturor informații pe care noi le-am adunat în această seară, importante, completați dacă aveți de completat, scrieți-ne mesaje, lăsați acolo comentarii, sunt importante comentariile și de aceea vă doresc să aveți bine cuvântare de sus de la Dumnezeu, să fiți obiectivi într-o lume subiectivă și să vă bucurați de viață. Dacă mai vrea cineva să intre acum, dacă nu, punem punct, timpul e pe final. Dacă mai dorește, mai poftește cineva, bine, dacă nu, se închide emisiunea, pentru că am vorbit aproape 2 ore împreună, dragi prieteni, 2 ore frumoase, cu povești impresionante. Ce să zic? Dacă nu dorește nimeni și mă așteptăm puțin, dacă nu, ne vom opri aici, prieteni dragi. Da, cu astea fiind zise, Mircea Cosel Bratosin vă mulțumesc și pentru atenție. Vă așteaptă la o nouă ediție, la emisiuni înregistrate și pe Zoom și pe Skype. O să fie, ca de obicei, publicate pe Facebook și pe YouTube și pe Twitter. Acolo veți găsi toate emisiunile mele și le găsiți și în videoclipurile de la Facebook. Dragi prieteni, vă mulțumesc că mă urmăriți și aștept de la voi cât mai multe gânduri bune și sugestii. Dacă aveți persoane care vreți să le promovăm, de asemenea, le aștept aici să veniți și aștept ei care ați promis că veniți în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv să vă țineți de promisiune. Aștept să-mi scrieți și să vorbim și să vă invit aici și să discutăm în direct sau în înregistrare, pe Zoom sau pe Skype, în direct pe Facebook. Cu mulțumirile de rigoare, cu gândurile bune, cu tot ce voiți voi să se întâmple, să aveți grijă de voi, sănătate maximă, fără COVID-19, SARS-CoV-2 în viața voastră, aveți grijă de sănătate, purtați masca, spălați-vă pe mâini, dezinfectați-vă, țineți distanța socială și fizică și nu vă duceți în aglomerații, nu stați mult în aglomerații, nu stați în spații închise foarte mult, cât mai repede ieșiți din zonele alea, stați la distanță, faceți în așa fel încât protejați-vă. Scăzută să fiți mai siguri de lucrul ăsta. Și vă spun pentru sănătatea voastră. Luați-vă și mănuși dacă este nevoie și știți că sunteți foarte sensibili, purtați-vă, luați-vă dezinfectantul cu voi și, ce să zic, mai mult de atâta sănătate să avem. Asta a fost. În seara asta am vorbit, dragi prieteni, despre coronavirus, dacă a fost în viața voastră sau nu și cum v-a schimbat viața. Ce ați mai făcut în ultima vreme? Dacă ați adus ceva nou în această perioadă de stare de alertă, stare de urgență, dacă s-a întâmplat ceva nou. Dacă v-a schimbat locul de muncă, dacă v-a schimbat viața puțin,
Credeți într-o schimbare a vieții? V-ați reorientat, v-ați reinventat? Lucruri interesante. Și ce drum al vieții vă gândiți să aveți de acum înainte, odată cu această pandemie? Dacă credeți că va fi la fel ca înainte sau nu. Și am vorbit despre sistemul persoanelor cu dizabilități din România, care este la pământ și nu este respectat de către autoritățile statului și asta e una din probleme și lipsa de accesibilizare locurilor de muncă și respectul în sine a persoanelor. Când este vorba de tăiat și că fonduri de la persoane cu dizabilități sau de acolo să gândesc și ați văzut cât scandal a fost în sensul acesta. Asistență personal și multe alte probleme pe care noi le-am discutat. Dacă mai vrea cineva să vorbească, îl aștept acum în direct. Dacă nu, aici, încă o dată. Ne auzim săptămâna viitoare cu alte povești, cu alte gânduri pe care vi le-am pregătit. Surpriză, rămâneți cu noi. Vă doresc toate cele bune. Dumnezeu călăuzească viața. Țineți aproape de El și unii de alții și fiți sănătoși, dragii mei. Fiți obiectivi într-o lume subiectivă.